Bună tuturor! Bine ați venit la ediția de deschidere a Her Webinars din vara aceasta. Sunt super încântată că este atât de multă lume prezentă. Vă mulțumesc super mult pentru interes și pentru faptul că v-ați înscris și pentru faptul că sunteți alături de noi mereu. Mă bucur să vă revăd pe unii dintre voi și mă bucur că avem atât de mulți oameni noi care participă. Sunt foarte excited, în caz că nu se observă. Sunt super mega excited. O să începem, tocmai pentru că mai avem câteva persoane care vor intra, dar nu este nicio problemă. They can catch up with us. Numele meu este Roya. Sunt coordonatoarea de proiecte de la Hearttime România. Am 28 de ani și sunt super interesată de tot ce înseamnă egalitate de gen și leadership feminin. Așadar, Hearttime România a fost pentru mine locul în care să pot să explorez cu atât mai mult aceste lucruri care mi-e plac foarte mult. Și Her Webinars pentru mine sunt o experiență cu totul nouă. Nu am mai organizat ceva de genul în trecut, așa că mi-a plăcut foarte mult ideea și sper să vă placă tuturor ceea ce am organizat împreună cu colegele mele. Fac parte dintr-o echipă absolut fabuloasă. Și noua noastră președintă, Andreea Ramona, este aici, așa că o să o las și pe ea să vă spună câteva cuvinte de introducere și have fun! Bună! Pare foarte bine să vă văd atât de mulți aici, parcă sunt multicei, dacă nu mă înșel. Da? Ăsta este primul webinar din seria asta, care mie mi se pare super mișto cu niște teme pe care le abordăm foarte interesante și actuale. Sper să vă fie de folos și să luați cât mai multe informații de aici și poate chiar să vă inspire. Și sper că data viitoare să ne vedem față în față, fizic, la o ediție de Her Webinars fizică. Și cam atât, o să vă las să vă bucurați de speakerii noștri și sper să intrați cât mai mult la toate webinarele de săptămâna asta. Mulțumesc mult, Andreea! Ca și prim invitat super special, avem o persoană foarte importantă de la UiPath, probabil o companie de care foarte mulți dintre voi ați auzit deja, fiind super mega populară în domeniul tech, și la care mulți dintre oamenii pe care eu personal îi cunosc doresc să lucreze sau interacționează oricum foarte mult cu numele. Și avem o persoană foarte drăguță de la ei, este managera noastră de la UiPath, care este o femeie! Oh my God! Ceea ce mă face și mai excited, sunt super fericită! O să ne vorbească un pic despre automatizare și AI in the workplace și alte chestii super interesante. Eu sunt super atehnică, don't mind me, sunt super interesată de domeniu, dar sunt super mega atehnică, așa că o să o las pe ea să reia informațiile utile de aici. Mersi mult de tot! Bună, mulțumesc mult pentru introducere. A fost super. ok, o să încerc să dau un share screen, dar din păcate cred că nu am acest drept, dacă mă poate ajuta cineva. Și după aceea o să începem cu o mică prezentare, o să vorbesc puțin despre mine. Și despre ce fac eu la UiPath și sper să fie de interes pentru voi. Bun. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Numele meu este Alina Capotos, sunt team lead la UiPath și conduc o echipă pe partea de Robotic Process Automation. Cred că este foarte important să ținem pasul cu ultimele tendințe în tehnologie și sper că și voi sunteți de aceeași părere cu mine. Și de asta sper că această sesiune să ne ajute și să aducă ceva nou și cine știe poate chiar să vă ajute pe voi să vă automatizați din taskurile de la muncă și să vă deschidă apetitul pentru Robotic Process Automation. O să vă vorbesc astăzi despre ce presupune automatizarea, cum ne schimbă modul de lucru și ce impact poate să aibă asupra vieții noastre și asupra vieții voastre până la urmă. Bun. Deci astăzi o să vorbim puțin de cine sunt eu și cum am ajuns la UiPath. Punctele de inflexiune din tehnologie, pentru că, din punctul meu de vedere, noi suntem într-un punct foarte important în tehnologie și este bine să profităm de el. Ce este UiPath?
și cum să folosim AI și automatizările ca să ne ajute în viața de zi cu zi. Bun, câteva cuvinte despre mine și cum am ajuns RPA Team Lead. De mică m-a pasionat tehnologia, așa că am urmat un drum destul de clar în sensul ăsta. Am fost la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și după am continuat cu licența, masterul și doctoratul la Universitatea Politehnică din București, pe partea de calculatoare. M-am angajat încă din primul an de facultate ca front-end engineer și apoi am lucrat o perioadă în afară ca full stack developer și după aceea m-am întors în țară și am ajuns la UiPath. Aș spune că unul dintre cele mai importante puncte de inflexiune în cariera mea a fost să-mi aleg facultatea. Oscilam dacă să studiez în afară sau în țară, dar cred că am făcut cea mai bună alegere pentru mine. Și de ce vă vorbesc de punctul meu de inflexiune din viața mea, din cariera mea, este pentru că aș vrea să vă invit și pe voi să vă gândiți la un punct de inflexiune, adică un moment care, de la care, din punctul care s-a schimbat, nu știu, ceva foarte important pentru voi. Și lăsându-vă cu această, să zic, temă de gândire, să vorbim puțin despre punctele de inflexiune din tehnologie și faptul că trăim un moment foarte important pentru noi, și anume faptul că suntem în poate cel mai important punct de inflexiune din tehnologie de până acum, și anume artificial intelligence and machine learning. Și ar trebui să știm să să profităm de chestia asta și să o prioritizăm pentru noi și să ne impacteze viața într-un punct bun. Ce înseamnă un punct de inflexiune? Dacă vă uitați puțin pe graficul ăsta, spre exemplu, aici este un punct de inflexiune, da? Deci graficul mergea pe o traiectorie, ceva s-a întâmplat aici și a schimbat traiectoria și, de exemplu, asta este un alt punct de inflexiune și așa mai departe. Bun. Dacă e să ne uităm așa în istorie, ce puncte de inflexiune au fost în tehnologie până acum, am avut presa tipografică, care a fost o inovație revoluționară, a schimbat modul în care informația a fost transmisă și răspândită și a permis practic tipărirea mult mai rapidă și ieftină a cărților. Ceea ce înseamnă că oamenii de rând mai trebuiau să stea să copieze informația dintr-o parte în alta, puteau să printeze și să o disemineze mult mai repede. Bun, avem și Revoluția Industrială, practic introducerea mașinilor și a sistemelor de fabrică, care a dus la creșterea productivității și dezvoltarea orașelor. Dacă vă gândiți, înainte de asta, oamenii munceau 7 zile pe săptămână. După Revoluția Industrială s-a trecut la 5 zile pe săptămână. Deci, vedeți, e un lucru bun până la urmă să trăim punctele astea de inflexiune, ne îmbunătățesc viața. După aceea a fost invenția telefonului, care ne-a schimbat radical viața pentru că face comunicarea mult mai ușoară între persoane. Pe de altă parte, și afacerile care se închideau foarte greu pentru că na, erau prin corespondență cu, nu știu, poște și așa mai departe, acum se rezolvă la un telefon. Așa. Și pentru că asta ne-a crescut și mai mult apetitul de viteză, omul a inventat și internetul, care ne permite să vorbim fără nicio barieră cu oricine de pe globul ăsta și să schimbăm informații și, practic, să aducem mult mai ușor informația aproape de noi. Și ne-a trebuit practic și ceva cu care să folosim acest internet și așa au apărut și calculatoarele personale, care au schimbat modul în care oamenii lucrează, învață și se distrează și a devenit un instrument esențial în viața noastră de zi cu zi. Un instrument poate și mai esențial în momentul ăsta este smartphone-ul, pentru că, practic, cam toată viața noastră e cuprinsă într-un smartphone, adică toate informațiile despre noi, cum putem să comunicăm cu alții și așa mai departe, ce puteam să facem acum ceva timp pe calculatoare, acum putem să facem pe smartphone-uri, sunt foarte puternice și, da, cine știe, poate o să evolueze în ceva și mai interesant. Așa, iar inteligența artificială și machine learning, momentul în care suntem acum, transformă industriile prin automatizare și decizii inteligente
Și aceste tehnologii au capacitatea de a analiza cantități foarte mari de date. Trebuie să fim și aware la data privacy. Și pentru că aceste modele învață din date, oferind soluții inovatoare în diverse domenii, de la sănătate, la finanțe și așa mai departe. Și, practic, suntem aici, right? Trebuie să profităm de acest moment și să ne pregătim să embrace it, ok? Și să îl combinăm și cu ce facem în viața de zi cu zi. Un citat care punctează foarte bine situația actuală, faptul că companiile care țin pasul cu ultimele tehnologii, cu automatizare, cu machine learning și cu AI, sunt cele care pot crește cel mai repede și care pot face cu adevărat o diferență. Și asta cred că se aplică și la fiecare dintre noi. Trebuie să ne mulăm pe timpul în care trăim și să ne folosim de tool-urile care ne sunt puse la dispoziție ca să ne mărim productivitatea. Și aici intervenim noi, UiPath. Noi suntem UiPath, suntem o companie care aduce o nouă abordare asupra modului în care se lucrează și vă invităm să scăpați de task-urile vechi, plictisitoare și repetitive. Cu ce lucrăm noi este Robotic Process Automation, care permite, practic, userilor să își construiască niște flow-uri de automatizare și acum, cu acest AI care vine și ne susține puternic, ne poate lua și acest burden de logică, pentru că oricând este nevoie de, să zicem, logica umană, putem să folosim AI-ul aici și flow-urile acestea prestabilite, care sunt foarte rule-based, pot fi automatizate cu ajutorul UiPath. Practic, ce putem noi să facem cu roboții software de la UiPath? Putem să logăm sau să interacționăm cu orice aplicație. Putem să mutăm fișiere, foldere sau informații de colo-colo. Putem să citim și să scriem din baze de date. Putem să luăm informații de pe internet. Putem să ne conectăm la diferiți API care să ne permită să facem mult mai multe în viața noastră de zi cu zi. Și putem și să facem manipulare de documente, PDF-uri, e-mail-uri, formuri și așa mai departe. Putem să interacționăm cu e-mail-uri direct, să facem calcule și multe altele. Practic, ce ar putea să facă un om în momentul în care se așează în fața unui calculator, asta ar putea să facă și un robot. Dar ce îi lipsește este inteligența. Și aici vine partea de AI. Bineînțeles, nu zicem că gata, nu mai avem nevoie de oameni. Roboții și oamenii pot să lucreze împreună și chiar este indicat să lucreze împreună. După cum ați văzut și AI-ul în momentul ăsta nu poate să fie o soluție stand-alone. Mereu are nevoie de input uman, mereu trebuie să-i dăm mai multe informații ca să-l facem să ne rezolve task-urile. Și aici sunt diferite moduri în care putem să lucrăm. Putem să lucrăm fără roboți, ceea ce înseamnă că munca este manuală, ceea ce înseamnă că poate nu ne vom atinge maximul de productivitate. Putem să avem roboți attended, ceea ce înseamnă că roboții lucrează cod la cod cu mine. Putem să avem și partea asta hibridă, adică eu fac o parte, robotul continuă, după aceea eu preiau de unde a rămas robotul și așa mai departe. Avem și partea de unattended, în care efectiv eu fac prima parte, după aceea robotul preia și continuă până la finalul ciclului de business. Și avem și 100% unattended, ceea ce înseamnă că omul aici nu mai are niciun involvement și robotul rulează 100% automat absolut tot. Bineînțeles, este nevoie de un om care să îi ofere maintainability, adică, practic, dacă se strică ceva, să poată să intervină și, normal, să programeze robotul respectiv, să îi dea flow-ul de business care trebuie automatizat și așa mai departe. Bun. Și așa arată UiPath Studio. Vă invit pe toți și pe toate să give it a try.
Pentru că este foarte ușor de folosit. You just have to drag and drop. Și puteți să vă creați propriul vostru flow. Depinde unde lucrați, cu ce tehnologii și așa mai departe, dar dacă interacționați cu aplicații, fie că sunt ele interne, desktop, web și așa mai departe, puteți să folosiți UiPath ca să automatizați. Bun, acum vreau să vă fac și un scurt demo, pentru că s-a vorbit de securitate, de AI și așa mai departe. Noi suntem o firmă care se axează foarte mult pe partea de enterprise, așa că pentru noi securitatea este numărul 1. Și am încercat să punem AI, security, automation all together. Și asta cumva în contextul în care fiecare om o să aibă nevoie de un personal assistant care este mai mult sau mai puțin AI. Așa. Și așa am venit cu produsul acesta, care cred că ne poate ajuta pe toți și cred că și pe voi, dacă lucrați pe partea asta de calculator. Dar, na, cine nu lucrează în ultimul timp? Așa. Produsul acesta este un personal assistant care se folosește de AI și de automatizări ca să rezolve task-uri zilnice. Și am și un use case pentru voi. Vreau să îmi spuneți cam ce părere aveți de până acum, dacă aveți ceva întrebări, nelămuriri, și după I will deep dive into the demo. Ok? Nicio întrebare? Bine. Să știți că aștept întrebări și în chat cu mare interes. Ok. O să deschid acum e-mailul meu și aș vrea să facem un mic exercițiu de imaginație. Spre exemplu, eu am să pretind acum că sunt un front officer la o bancă și că primesc pe e-mail mai multe cereri de loan, adică loan, împrumut pentru, să zic, locuință sau împrumut personal sau așa mai departe. Și împrumuturile arată ceva de genul, spune că, ok, I would like to request a loan, Evelyn vrea să facă un request de o anumită sumă de bani pentru o anumită perioadă cu un anumit income. Evident, și vârsta e importantă ca să putem să vedem care este perioada maximă pentru care se poate acorda creditul respectiv. Bun, asta este un caz destul de tipic de business pe care noi putem să-l rezolvăm folosind omul, AI-ul și automatizările. Și, spre exemplu, să-i spun lui Autopilot să ia toate loan request-urile pe care le-am primit pe e-mail astăzi și să prioritizeze după sumă. Eu am primit mai multe e-mail-uri astăzi, dar mă aștept ca Autopilot să poată să le identifice pe cele două care sunt loan request și să-mi extragă informațiile din ele, precum și atașamentul. Și în momentul de față, ce se întâmplă este că, după ce am dat acest prompt, AI-ul a fost în stare să înțeleagă ce îmi doresc eu și să ruleze o automatizare care mi-a făcut get pe e-mail-urile din Outlook. Și în felul ăsta, eu doar am interacționat cu asistentul meu și am luat toate informațiile de care eu am nevoie ca să merg mai departe. Bun. Evident, mi-a și făcut download la poză. Pot să o iau din download și să o pun în chat și să-i spun aici că aș vrea să-mi extragă toate informațiile despre Evelyn din IT. Toate datele astea sunt safely stored, nu avem niciun, să zic, nicio metodă prin care chestiile astea ajung publice sau așa mai departe. Deci trebuie să avem și în vedere lucrul acesta. Și după cum puteți vedea, mi-a extras toate informațiile de care eu am nevoie pe mai departe. Bun. Mai departe, în flow-ul meu, aș interacționa cu o aplicație care este UI
și aș face un submit application. Aplicația asta UI are nevoie de anumiți input parameters pe care Autopilot, care este asistentul meu personal, așa, le-a făcut inferring pentru că a luat datele de mai sus, așa, și datele lui Evelyn și a calculat vârsta lui Evelyn și așa mai departe. Pot să-i dau run acum și automatizarea asta o să-mi pornească, după cum puteți vedea, no hands, da? Se completează automat cu toate datele extrase. Bun. Super. Până acum, practic, eu n-am făcut mai nimic decât doar să-i spun ce să facă și el a fost în stare să facă, ceea ce este super. Și vreau să vă zic că asta este marea putere de a lucra împreună cu AI și împreună cu automatizările, ca să puteți să vă faceți un flow care să vă automatizeze munca. Sau să vă facă munca mult mai plăcută, right? Bun. Acum că v-am dat așa un mic preview la ce ați putea voi să faceți, am să vă dau un slide unde să vă și îndrum așa, dacă sunteți interesate pe partea asta. Noi avem niște cursuri pe care voi le puteți urmări, fie pe Academy-ul nostru, fie mai găsiți și pe YouTube, tutoriale și așa mai departe. Avem și un forum unde se vorbește foarte, foarte mult. Acolo avem o comunitate foarte bună de developeri. Așa. Și puteți să optați pentru diferite path-uri, fie că sunteți partea de tehnică, fie că sunteți pe partea de business, fie că vă interesează poate partea de finance, partea de machine learning și așa mai departe. Cursurile astea sunt free, ok? Și puteți să vă faceți acolo enhance de skill-uri și să învățați să folosiți produsul ăsta și poate chiar și să-i faceți enhancing, precum și alte produse care să vă ajute să vă măriți productivitatea. Și evident, dacă vreți să intrați pe partea asta, noi suntem foarte interesați. Puteți să vă dați și certificări și așa mai departe, prin Academic Alliance, dacă încă sunteți studenți, aveți și 50% discount și putem să vorbim mai multe după. Bun. Cam atât din partea mea, dacă aveți ceva întrebări. Alina, that was awesome. Mi-a plăcut foarte mult ca persoană, cum am spus deja și o să mai menționez de multe ori, sunt foarte tehnică, deși lucrez într-un domeniu foarte tehnic myself, lucrez în tot ce înseamnă partea de petrol și gaz și nu m-aș fi așteptat niciodată ca persoană super filoloagă la baza mea să ajung să lucrez într-un domeniu de genul. Am învățat super multe lucruri interesante și a ajuns cumva să-mi placă ramura asta. Da, nu o să spun asta niciodată de față cu alți fellow filologi, pentru că este un kick in the butt, dar mi s-a părut super interesant că am înțeles în sfârșit exact ce faceți la UiPath, pentru că mereu am vrut să înțeleg și oricând intram, eram gen, are sens, dar vreau mai mult, vreau să știu mai mult. Acum știu exact ce trebuia să știu de la început. Am primit câteva întrebări de la câțiva participanți care au fost too shy to share them. Iar una dintre cele mai comune a fost ce trebuie să ajungi să lucrezi la UiPath, în special în partea de tehnic. Adică care ar trebui să fie, să zicem, parcursul academic să poți să lucrezi pe partea aceasta tehnică, în special în partea de AI. E o întrebare foarte bună. Aici, văd că mai e pe cineva filolog aici. Nu-i nimic, dragele mele, pentru că avem pentru voi și partea de business path, so you're good. Ca să mă întorc la întrebarea ta, Roia. Ne interesează mai multe roluri pe partea tehnică, spre exemplu, partea de RPA developer, unde puteți să faceți drag and drop la activități și să vă creați flow-uri. Acolo puteți să începeți și fără un background extrem, extrem de tehnic. Bineînțeles, na, să avem puține
noțiuni de programare, să știm ce e o variabilă, să știm ce e un if, un for și așa mai departe. Și acolo putem să intrăm pe UiPath Academy, ne facem cont gratuit și așa mai departe. Putem să facem flow-ul de învățare de acolo, avem mai multe learning path-uri, pot să vă dau și share aici. Ok. Și aici puteți să vedeți exact per rol ce cursuri sunt recomandate. Puteți să-i dați aici Enroll Now și o să vedeți mai multe learning plans. Bun. Pe partea de inginer, aici avem nevoie de ceva background tehnic și o facultate sau ceva cursuri absolvite pe partea asta, la fel și pe partea de AI și de machine learning. Avem mai multe modele pe care noi le antrenăm, care sunt specifice UiPath. Partea de document understanding, de computer vision, acum lucrăm și la un large language model și așa mai departe. Deci, da, avem foarte multe roluri cu foarte multe ramificații așa, dar în principiu, learning is the way to get into UiPath. Mi se pare foarte awesome că poți totuși să lucrezi într-o companie de tech, chiar dacă nu ai acest background, pentru că Da. poate sunt persoane care sunt interesate și le-ar plăcea domeniul, dar n-au avut, să spunem, înclinația necesară academically talking să învețe lucrurile de genul acesta. I was one of them, nu mi-a plăcut deloc matematica și am simțit că oricât de mult îmi place să zicem chimia sau fizica, nu mai știu ce la un profil de mate info, tocmai pentru că mi-era foarte frică de matematică. Și în același timp eram totuși intrigată de partea asta de AI, de tech, de tot ce înseamnă calculatoare. Mereu am fost super interesată de cum funcționează de fapt un calculator, doar că I was too afraid și am fost și destul de descurajată ca tipă, în special. Pentru că mereu mi se spunea că e un domeniu predominant masculin și că nu o să reușești și că este foarte greu și că de obicei băieții au mai multe inclinații spre domeniul acesta. Și asta mă duce la a doua, cea mai comună întrebare. Ți-a fost dificil ca și femeie să lucrezi într-un domeniu care e considerat predominant masculin? Sper că nu mai e cazul, mie mi se pare că nu mai este cazul. Adică și eu am foarte multe colege care sunt inginere și mi se pare că fac o treabă fantastică și mi se pare că e un diversity foarte ok acum, față de cum era în trecut, dar tot există snarky comments și tot există bărbați care le place să se asigure că te fac să te simți mai inferioară față de ei. Did you encounter? Ai trecut prin așa ceva până acum? Mai în România nu. Vreau să spun că în compania în care lucrez și în mediul în care lucrez, în general în tech, diferențele astea nu sunt atât de mari pe cât s-ar crede. De exemplu, eu la mine la facultate, deși am făcut calculatoare, eram 50% fete, 50% băieți. Și cam proporțiile astea s-au păstrat și în echipele cu care am lucrat după facultate. Deci, da, nu știu ce să vă zic. Din păcate, e mai mult un mit acum. Dar să știți că în afară m-am lovit așa de poate niște preconcepții. Având întâlniri cu clienți, mai la nivel așa, mai înalt, poate, eram de obicei eu și poate alți băieți. Eu eram, să zic, vocea tehnică din call-uri. Și nu mi se adresau niciodată mie cu întrebări tehnice, se adresau colegilor mei. Dar, na, poate presupunerea a fost că nu sunt eu cea tehnică, ceea ce I like to prove them wrong, știi? Când se întâmplă asta. Deci, da, vreau să vă zic că dacă sunteți descurajate sau nu, n-aveți de ce. În România este super mediul și chiar vă invit să, nu știu, give it a try cu aceste cursuri și așa mai departe. Și da, e nice. Da.
Venind de la o tipă, mi se pare și mai awesome, pentru că dacă mi-ar fi spus un tip, da, e ok pentru femei să lucreze acum în tech, probabil aș fi fost, da, nu știu ce să zic, dar venind de la tine, mi se pare foarte awesome și mi se pare și mai drăguț că aveți voi cursuri de pregătire și, practic, poți să găsești o multitudine de chestii pe care le poți face în tech. Adică nu e la modul, poți să fii doar inginer sau poți să fii doar Da. automation ceva. O să faci super multe chestii și în special partea de business analyst, mi se pare că se potrivește persoanelor care le place totuși partea de data, numere și le place totuși să fie un pic pe partea tehnică, dar în același timp să-și analizeze foarte multe chestii. Și faptul că aveți un training pe asta, I am very interested in that. Nice. I might actually do something around this pentru că mereu mi-a plăcut, dar am fost gen, how do I start? Unde pot să încep să învăț despre chestia asta? Gen, ce face un business analyst? Sună fancy, nu este de mine. Dar acum că știu că există totuși o mică bază de unde pot să încep, that was very nice. Mulțumesc mult, Alina, a fost awesome. Aștept întrebări de la participanți și după, la modul dacă sunteți prea shy și știu că sunt foarte multe persoane care nu se simt foarte comfortabil să vorbească, dar you can do it, it's a safe place. Nu judecăm, nu există întrebări dummy, există doar întrebări bune. So anytime you want to reach out, ne puteți scrie și vă putem ajuta, răspundem la întrebări și în cazul în care vă interesează și mai mult UiPath. O să revenim după webinar cu niște linkuri utile și să check it out. Da. Vă invit să-mi scrieți și mie pe LinkedIn dacă aveți ceva întrebări, cu mare drag. Am mai tot vorbit cu fetele de la Her Time, care au fost la o altă prezentare de-a mea. Și da, e super fain, știi? We're building things together, ceea ce e foarte bine. Exact. Da. That's why I'm so excited. Adică mă bucur să le oferim fetelor care doresc să fie în domeniul tech mai multă încredere în sine și să înțeleagă că este posibil și poți să ajungi să ai chiar o poziție foarte importantă într-o companie foarte mare, chiar și cu background tehnic în România și să faci o facultate chiar și în afară sau în România și să vrei să te întorci, it's totally fine, pentru că ai resursele necesare chiar și la noi. Deși nu pare și nu sunt promovate atât de mult pe cât ar trebui, eu zic că sunt 100%. șanse bune. Foarte bune, da. Ești dovada vie, Ok. deci e ok. Mulțumim mult, Alina, și sper să ne mai auzim în curând, în cazul în care vor mai fi super multe întrebări, vom mai face ceva drăguț împreună ca să ne asigurăm că toată lumea are răspunsul. Și te invităm să rămâi alături de noi dacă dorești la webinar. Vom continua cu titlul mare al webinarului nostru. Am avut o introducere super drăguță, ceea ce mă încântă. Am avut încredere oferită de Alina tuturor fetelor, ceea ce deja mă simt super on top of everything. Mă bucur super mult că am ocazia să întâlnesc femei atât de puternice și care au cariere care pe mine personal mă inspiră super mult. Astăzi vom vorbi în continuare cu Ana Mocanu, care este din partea celor de la Funky Citizens. Cel mai probabil ați auzit deja de ei. Știm, sunt foarte awesome, sunt super prezenți în social media. Vorbim de implicare civică, egalitate de gen, avem super multe topicuri pe care le abordează și în mod special conectarea comunităților locale și tot ce înseamnă partea de jurnalism. Pe mine m-au încântat de super mult timp. Recunosc că m-au cumpărat foarte ușor cu numele, mi-a plăcut la nebunie, m-am simțit super cool când am descoperit Funky Citizens, eram gen, oh my God! Ce este asta? Trebuie să aflu mai multe și am devenit super mare fană, desigur. Așa că o să o las pe Ana să vorbească un pic despre ea și despre Funky Citizens și ce se întâmplă acolo și îi ofer cuvântul. Mersi mult! Mersi și eu de această introducere super, super energică. Salutare tuturor! Da, văd că ai început bine cumva cu prezentarea de la Funky. Deci, ce pot să vă ofer eu pe lângă ce vedeți pe social media
este să, nu știu, să vă fac așa o introducere puțin mai așezată, pentru că știu că, în general, în societatea civilă există bariera asta de, da, uite, de exemplu, toată lumea a auzit de Funky sau toată lumea a auzit de The Click. Dar așa, bă, stând așezat, voi cu ce se ocupă Funky, cu ce se ocupă The Click, am văzut niște petiții, am văzut niște proteste și cumva, na, cred că e relevant să trecem puțin și prin astea. Înainte să încep, aș zice că mă bucur super mult să mă aflu astăzi alături de voi. Mersi mult fetelor de la Her Time de invitație, super simpatici și simpatice. Vă urmăresc și eu de foarte mult timp și chiar mă bucur că, na, cumva și partea asta de dezinformare e de interes. Și înainte to dive into the subject, cred că o să fac puțină introducere și despre mine. Eu sunt Ana Mocanu, lucrez deja de 3 ani de zile la Funky Citizens. La fel și la tine, și eu prima oară când am auzit de Funky eram, ce e asta? Sună super nice. Și să știți cumva cu intersecția asta pe care o are fiecare om cu numele nostru, se păstrează la fel de autentică de fiecare dată, mai ales când suntem în străinătate, toată lumea e, Doamne, cum reușiți să vă ia autoritățile în serios? Și cumva și asta e un subiect destul de interesant. Eu sunt și researcher la Funky Citizens, mai mult pe partea asta de combaterea dezinformării, tocmai de asta povestim astăzi pe partea asta. Dar în scuzați puțin, așa. Dar cumva, as a full-time job aici, mă ocup de partea asta de community management. Asta înseamnă că sunt cumva omul de legătură cu comunitățile noastre locale. În momentul ăsta, Funky activează, nu știu, cumva mai așezat și mai pe long term în 8 comunități din România, atât din mediul rural cât și din orașe mai mari, dar anul ăsta cu caravana civică ne-am dus deja spre un număr de 20 de orașe. Așa că cumva încercăm să fim peste tot pentru toată lumea. Bun. Funky, cum ziceam, de obicei ne vedeți în online de fiecare dată când arde ceva în societate și cumva, nu știu, foarte mulți oameni, atât eu și înainte să ajung la Funky, cumva era locul meu cumva de la care mă duceam în momentul în care voiam să aflu ceva despre un subiect, nu știu, cum au fost protestele din 2018, ceva care arde super mult în România, ocupăm și locul ăsta, dar activitatea noastră mainly este pe partea asta de date. Lucrăm foarte mult pe date, încercăm să explicăm oamenilor democrația prin date, ceea ce uneori poate să fie challenging pentru cetățeni, chiar și pentru noi. Chiar și pe partea asta de egalitate de gen, o să vedeți foarte multe lucruri interesante începând din vara asta de la noi, so keep an eye on that. O să ne extindem cumva și munca și în partea asta și o să lucrăm prin comunități mici pe acolo, o să fie super interesant. Dar pe lângă partea asta de, nu știu, ce se întâmplă pe advocacy, presiune publică, miau, miau și așa mai departe, suntem destul de activi și pe partea asta de implicare civică și de unde a apărut și nevoia asta de combaterea dezinformării. Noi am început cam din 2014 pe partea asta cu proiectul factual.ro. Nu știu dacă e toată lumea neapărat familiar cu proiectul ăsta. De obicei funcționează foarte mult la Babaciones pe Facebook. Dar e o resursă super, super mișto. Este primul site de fact-checking pe declarații politice și non-politice din România, despre care o să vorbim puțin mai așezat în prezentarea de astăzi. Iar pe lângă partea asta de fact-checking făcut direct pe declarații publice, chiar și pe dezbateri prezidențiale, dacă o să avem în toamnă chiar și o dezbatere prezidențială. Lucrăm foarte mult cu ONG-uri la firul ierbii. Ce înseamnă asta? Ok, vorbim de combaterea dezinformării, vorbim de partea asta teoretică, arătăm noi prin cercetare ce se întâmplă cu dezinformarea în România și în regiune, dar e foarte important să începem și să lucrăm în ideea în care vrem să construim cumva un ecosistem în care putem dezvolta ceva mai mult partea asta de reziliență în fața dezinformării.
Așa că și asta este o parte la care lucrăm activ. Lucrăm cu ONG-uri și din Târgu Jiu, din Media și din Bistrița, cam de prin toată țara, fix pe partea asta de a transmite cumva competențe ce țin de media literacy spre tineri, spre oameni mai în vârstă și combinat mereu cu partea asta de cercetare. Bun, după această introducere destul de lunguță, o să fac și un share screen. Dacă poți să mă ajuți. Că momentan nu cred că pot. Așa, great, mersi mult, mult de tot. Așa. Deși când a fost deloc o introducere lungă, a fost fantastică. Cred că pentru cine este destul de nou to Funky Citizens, a fost the right amount of information ca să mă facă să fiu și mai curioasă la modul ăsta. Deci cred că a fost foarte ok. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu. Da, cumva e și webinarele astea pentru mine m-au scos cumva din ritm și n-am mai ținut de mult lucruri online, așa că nu știu, nu văd nici energia din sală, e puțin așa. Deci asta mă duce și la partea de, nu știu, dacă simte cineva nevoia să deschidă microfonul și să-mi transmită ceva sau prin partea de chatbox. Întrerupeți-mă în orice moment. Fiți foarte sinceri și cu mine dacă vreți să move on de la un subiect și să mergem mai departe. Și cumva aș profita și de momentul ăsta să insist pe partea de este un safe place aici. Nu știu dacă la un moment dat simțiți că nu mai puteți sau că, nu știu, e prea multă informație, puteți să luați o pauză, nu trebuie să interacționăm neapărat direct dacă nu simțiți că e cazul. La fel, ask me anything, puteți să intrați absolut oricând și în timp ce vorbesc și să mă întrebați lucruri sau prin chat, eu sunt aici și o să fiu aici și după ce terminăm cu webinarul ăsta, o să-mi las toate datele de contact dacă vreți să păstrăm legătura sau să faceți schimb de resurse, anything that you want, eu sunt aici. Bun! Dragilor, haideți să începem webinarul Vreau astăzi. să zic că mi se pare foarte sweet și bazat că spuneți chestiile astea. It feels like some sort of reassurance. Mă bucur, mulțumim mult, dar na, cumva trebuie să devină și obișnuință Da, ar partea asta. trebui să devină o normalitate să se creeze un safe place pentru toată lumea, nu să point fingers și să punem să ridicați mânuța exact ca la școală, că mi se pare super. Am trecut de faza aia, gen, we are over it, am fost destul de traumatizat, we are done with that. Da, sincer. Exact. Și pot să vorbesc din perspectiva ta de trainer. Puțină sinceritate nu strică niciodată unui trainer să-i zici în față că e boring, să-i zici că, nu știu, se lungește prea mult pe un subiect. Deci, oricând, nu neapărat doar în webinarul ăsta, cam asta e sfatul meu mereu, ori la feedback, ori în timpul unei prezentări, spuneți dacă, nu știu, ceva nu rezonează cu voi. Bun. Începând subiectul de astăzi, pe combaterea dezinformării, cred că avem la dispoziție în jur de o oră, dacă am înțeles bine, ok. Dar dacă mai sunt întrebări, eu o să încerc să-mi organizez timpul cât mai bine, astfel încât să, nu știu, respect și timpul vostru și în caz de, după ce terminăm prezentarea, mai sunt întrebări, eu rămân cu tot dragul cât e nevoie. Bun. Adică nu-mi dau seama acum, dar așa, ok. Am un laptop nou și mi-e puțin mai dificil. Bun. Aș începe prin a vă povesti puțin subiectele principale prin care o să trecem azi. În mod evident, e foarte important de fiecare dată când vorbim despre dezinformare să trecem puțin și prin partea asta teoretică. Chiar Ah, dacă scuze, uneori. scuze, Spune, te nu vreau rog. să te întrerup. Ne apare un ecran cu loading. Is this how it's supposed to be? Sunt la tehnică. Again, o să vă repet Ah. asta. Super. Nu prea. Now it's Acum se perfect. vede? Da. Ok. Și dacă a fost pe slide, so, ia, stai 2 secunde. Așa se vede? Încă Nu, nu este se în vede. loading. Da. Deci când apeși pe slideshow se vede așa? Da. dar cred că putem să o ținem și așa. Nu știu dacă nu vă deranjează. Ideea e că nu sunt pe laptopul meu, că nu sunt în țară în momentul ăsta și eu sunt puțin confuză. Dar cred că putem să o ținem E și ok așa. și așa, da. Da? Nu. Ah, ok, Da, așa. nu, e ok.
Super. Bun. Cum vă povesteam, de obicei când vorbim despre partea asta de dezinformare, e foarte important să intrăm puțin și în partea teoretică. Pentru că nu e așa, de foarte multe ori când auzim despre dezinformare, majoritatea oamenilor se referă la dezinformare ca fiind fake news. Ceea ce e puțin biased și acolo și în general punctăm foarte mult pe partea asta de, nu știu, un moment în care vrei să devii cât mai rezilient față de informația pe care o primești din social media, este foarte important să punem niște bariere dintre ce înseamnă propagandă, ce înseamnă decontextualizare, astfel încât și noi, când în momentul în care primim informația, să avem, nu știu, sertărașele cât mai bine organizate în creier și să ne dăm seama în momentul în care, nu știu, avem de-a face cu propagandă, să știm să-i spunem propagandă, să nu-i spunem neapărat, nu știu, fake news și așa mai departe. Și am observat de-a lungul timpului că asta ajută mai ales pentru partea asta de părinți, oameni puțin mai în vârstă, în momentul în care le explici cumva foarte precis pe niște termene și nu ei, a, ales știri false de găsești tu pe WhatsApp sau pe grupurile de Facebook, cumva și în conversația și, bă, nu știu, atenția pe care o primește se puțin mai așezată. Asta ține foarte mult și din niște procese psihologice și cognitive prin care trecem fiecare dintre noi. Nu e așa, în momentul în care avem de-a face cu informație, de obicei vrem să vină de la o persoană la care avem încredere. Dacă nu este neapărat la o persoană de care putem spune că avem încredere în acea persoană, de obicei avem nevoie de niște termeni mai scurțoși, tocmai să ne dea cumva această validare, hei, această persoană știe, nu mă bag eu, că știu ei. Asta este o sabie cu două tăișuri din cel mai multe ori. E un argument pe care probabil l-auziți din partea adulților, că uite, este acest doctor care vorbește de pandemie, care vorbește în niște termeni foarte pompoși. Eu sunt un simplu cetățean pe această planetă, sigur știe acest om cât mai bine ce se întâmplă. Deci, cumva, de asta este. E cumva mai empowering pentru noi în momentul în care încercăm să venim cu o narațiune pozitivă sau o narațiune de opoziție în fața dezinformării, să știm să folosim niște termeni foarte așezați. După partea asta, cred că e foarte important, mai ales că avem, iată, alegerile din 2024 și vedem tot ce se întâmplă în presă în ultima săptămână, că s-au furat alegerile, că există fraudă electorală. Aș vrea să intrăm puțin și în subiectul ăsta și să văd, nu știu, să simt și pulsul de la voi și să vă explic cumva din, nu știu, în ochii unui cercetător cum s-a văzut asta și cum a evoluat de-a lungul timpului. După, în mod evident, intrăm în partea asta de metode de combatere, vorbim puțin despre landscape-ul în România, ce ține de dezinformarea despre feminism, este acolo, există, este una dintre cele mai, e una dintre top 4, aș zice, dacă nu chiar top 5, depinde foarte mult de fluctuații, teme pe care le găsim mereu în cercetările noastre. Partea asta de feminism fiind foarte strâns legată de introducerea educației sexuale în școli. O să vedem în pachet de narațiuni de dezinformare și teorii conspiraționiste cum jonglează acești termeni între ei. Dar înainte să intrăm în partea asta, v-aș întreba, dacă vreți, nu știu, cu microfonul sau prin chat, să-mi spuneți voi de unde vă informați. Și puteți să-mi dați, nu știu, nume de publicații sau pur și simplu social media sau televizor sau radio. Dar sunt foarte curioasă așa, la prima interacțiune, cam care e main-ul vostru, main sursă de informare. Și ia să deschid și eu chat-ul, că așa. Eu cred că deseori mă folosesc de rețele de socializare, adică implicit când intru pe Facebook sau pe Instagram, mi-apar știri și am dat follow sau like la mai multe publicații. Diferă, pe Facebook am Adevărul sau Pro TV și pe Instagram am gen știri, Euronews și da, surse de genul. TikTok folosești? Nu prea, adică mai intru, dar nici n-am avut cont până acum câteva săptămâni, deci nu. Ok. The Busy Day, ok, gen știri, Recorder și Pro TV. Recorder, Starea Nației și, în general, presa independentă, care știu eu că nu este afiliată politic cu niciun partid. Foarte bine. Ager De la Press, zero. de la zero, ok, site-uri oficiale ale instituțiilor.
Foarte cool. Și scuriasă Press One, foarte bine și cu Press One. Scuriasă de cineva dacă, nu știu, există cineva care folosește Snoop, foarte bine. Văd că deja a început să popularizeze Snoop-ul. Să știți că mai există această publicație jurnalistică care cumva își propune să meargă mai mult targetat spre tineri, este de investigație, se numește Public Record. Dacă vreți să le dați un follow pe Facebook sau pe Insta, sunt foarte mișto. Da, cumva eram curioasă dacă apare TikTok-ul între răspunsurile voastre, pentru că am făcut și noi o cercetare destul de curând în care am făcut niște focus grupuri cu tineri și shockingly a ajuns TikTok-ul să fie cumva main platformă de informare. Instagram, Politică la Minut, Gen Știri, AFP verificat, super tare. Eu ocazi, adică eu stau pe TikTok și mă uit la diverse filmulețe și mai apare câte o știre, dar de cele mai multe ori I have to fact check it, adică nu pot să iau de bună pentru că am văzut și foarte multe fake news, dar uneori se întâmplă să aflu prima oară pe TikTok ceva și apoi să apară undeva în mainstream. Ok. Și ai interacționat până acum cu Romanian Fast Forward sau Romania Fast Forward? Nu. Aha, ok. Nu Deci mi-a nu faci apărut parte încă. din algoritmul de oameni neapărat Romie, din păcate. targetat. Da. Sau dacă mi-a apărut, n-am observat numele, că mi s-a mai întâmplat până recent să urmăresc diverse chestii, să-mi povestească cineva, a, da, știi, am văzut la Gen Știri sau am văzut la Snoop sau ceva, și eu să zic, a, cine să ia, și apoi să văd că îi urmăream sau că îi știu. Mi se mai întâmplă asta. Da, that's the catch cumva cu, și de asta am și pus meme-ul ăsta cu I get my news from the only reliable sources, cryptic symbolism in my dreams, că apare trendul ăsta cu TikTok-ul și nu că ar fi o problemă neapărat cu TikTok-ul ca platformă în sine, chiar dacă, na, cumva și modul în care este construit aplicația este destul de problematic din ce ține de attention span-ul pe care îl acordăm fiecare dintre noi, pur și simplu fix pe ce ai zis și tu acum, nu îți dai seama neapărat dacă informația respectivă vine de la o sursă credibilă, na, comparativ cu Instagram, cu Facebook, în care pur și simplu platforma este construită astfel încât să-ți arate în primul rând cine este autorul sau pagina la care te informezi. La TikTok e un video de 30 de secunde, îți aruncă o informație, chiar dacă nu ești atentă la ea sau, nu știu, doar o lași pe fundal, cumva, ghiște, tot ești expus la partea asta. Și e destul de problematic, de-aia am și vrut să văd dacă apar știri în momentul ăsta pe TikTok, pentru că, na, în momentul ăla și noi ca fact-checker și ca cercetători pe combaterea dezinformării este o muncă în momentul ăsta mult prea mare și nu avem pur și simplu tool-urile la dispoziție încât să ținem pasul cu ce se întâmplă pe TikTok versus cu ce se întâmplă pe Facebook, în Instagram, unde nu e așa, ai contentul puțin mai filtrat, există niște policy-uri acolo puțin mai specifice, când la TikTok, na, cumva așa a fost construită și platforma să fie la liber arbitru, cumva. Da, Maia. Da, scuze. Voiam să spun că de multe ori pe TikTok îți apare doar o parte a adevărului, adică nu ți apare neapărat întreaga știre, adică poți să vezi ceva ce e adevărat, exact pentru că persoana respectivă dorește să te manipuleze într-o anumită manieră. Plus că în afară de asta sunt și foarte multe idealizări și romantizări, adică o să ajungi să vezi extrem de multe știri extremiste sau încurajări la extremism. Și nu numai din România, mie mi se întâmplă să dau peste socialiști din Franța, din America, și pur și simplu nu ai cum. Am încercat de câteva ori să îi întreb pur și simplu de unde și au știrile sau de unde au aceste informații sau aceste păreri și pur și simplu nu ai cum să te înțelegi cu ei. De aceea vreau să zic că apreciez ceea ce faceți, că eu n-aș putea niciodată să mă descurc. Mulțumim mult! Da, cumva și noi, ideea e că noi suntem destul de prezenți, că e cineva în waiting room. Așa, noi suntem destul de prezenți la un fel de, nu știu, if you want to call them negocieri sau consultări cu platformele mari cum e Meta, de exemplu. Avem și parteneriate oficiale cu ei, de exemplu, cu programul Meta suntem third party fact checker pentru ei. Asta înseamnă că noi, ca fact checker autonomi, 100% independenți,
clienți. Avem acces cumva la baza de date a programului Meta și putem pune cumva niște mesuri pe postările care conțin dezinformare și să dăm un heads-up fiecărui utilizator care interacționează cu postarea respectivă de ai și tu grijă, aici s-ar putea să ai de-a face cu conținut înșelător, apeși pe află mai multe și acolo poți vedea întregul fact-checking făcut de noi. În mod evident, asta funcționează mai ales când vine vorba de actori mari, nu e așa? Am văzut cu toții, Dana Budeanu peste noapte a devenit această expertă în politică, Dan Negru este expert în schimbări climatice și, bă, cumva, na, nu rezolvă neapărat și nici măcar nu trebuie privit așa fact-checking-ul. Tocmai de asta o să povestim puțin mai mult pe partea asta. Fact-checking-ul, din păcate, nu poate funcționa ca acest mesia al combaterii dezinformării, pentru că este vorba de pur și simplu o relație Mă scuzați, stai că nu mi iese cuvântul. E vorba de intersecția mai multor tool-uri pe care putem să le folosim fiecare dintre noi în momentul în care avem de-a face combaterea dezinformării. Fact-checking-ul funcționează foarte punctual când vine vorba de, nu știu, antrenarea cumva cognitivă și psihologică a omului să fie expus și la o altă parte a poveștii. Tocmai de asta avem Factual, AFP-ul verificat care aduce cumva efortul ăsta, cum sunt și mesurile astea pe care le punem la postările de pe Facebook. Dar când vine vorba, de exemplu, nu știu, de propaganda politică pe care ați văzut-o și voi pe TikTok sau pe Instagram, am văzut aici în comentarii că există sunt aceste pagini de Instagram, nu știu dacă ați interacționat și voi cu ele, România Identitară, România Mare și așa mai departe, care, surpriză, sunt făcute de tineri, majoritatea dintre ele. Ei, acolo nu mai vine vorba neapărat de fact-checking, pentru că acolo deja intri în discuția asta de valori, intri în discuția despre ce crede fiecare dintre noi și acolo cumva, nu știu, se duce discuția mai mult în partea asta de, nu știu, combaterea dezinformării prin narațiuni pozitive, prin storytelling, prin flagging și reporting în momentul în care avem de-a face cu genul ăsta de informații. Dar, cumva asta mă duce și la partea asta de cum devine o informație relevantă. Fiecare dintre voi, inclusiv eu, răspundând la întrebarea asta de unde mă informez, primul pas este social media. Mă rog, pe lângă partea de aplicații de știri pe care le am deja pe telefon, care mă atenționează de fiecare dată când se întâmplă ceva care arde în lume, cumva ordinea naturală prin care o informație ia amploare și devine relevantă pe agenda publică este în momentul, în primul rând, pe social media, nu-i așa? Când am văzut și partea asta cu Coldplay, ce s-a întâmplat în weekend, ce s-a întâmplat cu alegerile, am văzut inclusiv politicienii venind pe Facebook și vorbind despre chestia asta. Radu Mihaiu, Clotilde, au venit, nu s-au dus neapărat la presă, cum se făcea acum câțiva ani. Primul pas a fost să posteze foarte repede pe rețelele de socializare, pentru că na, cumva și algoritmii, cumva și agenda publică funcționează de ceva ani buni în România pe anumite scări. Cum e și în imaginea asta pe care am pus aici, întâi vorbim de partea asta de social media, întâi vorbim despre TV, radio și ziarele tradiționale, mergem după pe partea asta de reviste, care, mă rog, în România probabil nu e atât de relevant de fiecare dată și după te duci spre partea asta mai științifică și spre cărți. Chestia asta s-a întâmplat și cu pandemia COVID, o vedem întâmplându-se și cu partea asta de războaie. E cumva cursul natural prin care trece o informație. În mod evident, dacă ne uităm mai jos pe partea asta de jurnale științifice spre cărți, poate însemna pe de-o parte că există acest efort în care apare partea asta documentată și științifică legată de o anumită narațiune sau o anumită informație, dar poate să fie de asemenea vorba de articole științifice și cărți scrise tocmai de conspiraționiști și care propagă cumva informația și mai mult în viețile oamenilor. Cum ziceam și la început, e destul de relevant în momentul în care vorbim de partea asta de combaterea dezinformării, să înțelegem că știrile false sunt cumva o bucățică
Nu foarte mică, dar doar o bucățică din tot ce înseamnă fenomenul ăsta la nivel macro. Când vorbim de știrile false, vorbim în primul rând de partea asta de produse jurnalistice, fabricate cu scopul de a înșela sau manipula cititorii sau telespectatorii. Asta clar nu e informație nouă pentru voi. Ce e foarte important care să rămânem când vorbim despre știri false sau în momentul în care interacționăm cu conceptul de știri false, este că cumva din cam 2016-2017 acest termen a fost foarte politizat. Începând cu Donald Trump, în momentul în care au început să prindă amploare narațiunile răspândite de el, na, cumva fact-checkerii din America, publicațiile jurnalistice au început să facă debunking pe narațiunile lui Donald Trump, ce țin de migrație, ce țin de Mexic și așa mai departe, tot ce am văzut în discursurile lor. Ei, Donald Trump, în momentul ăla, a făcut ceva destul de smart, dar ceva care ne afectează până și în ziua de astăzi, faptul că a numit cumva toate counter-narratives-urile care cumva făceau fact-checking pe declarațiile spuse de el ca fiind știri false. Și vedem în momentul ăsta adoptat tot acest discurs, mai ales de dezinformatori, în care cumva pur și simplu se învârte roata, faci conspiraționistul sau dezinformatorul propagator de știri false, o să se întoarcă înapoi și o să zică că tu, de fapt, ești cel care dezinformează. Tocmai de asta, când vorbim de știri false, și asta e recomandarea pe care o dăm noi de fiecare dată, e foarte bine să ne referim la știri false doar în situațiile în care este vorba de produs jurnalistic. În general, vorbim de dezinformare, tocmai că este un termen umbrelă care îți cuprinde cumva toată partea asta de contextualizare, implicit bias, propagandă și așa mai departe, ca să faci cumva separarea asta și cumva să scazi cât mai mult vulnerabilitatea ta ca user, ca organizație din societatea civilă, jurnalist, în momentul în care încerci să combați un fenomen sau o anumită postare care conține dezinformare, e foarte bine să știm de fapt cu ce avem de-a face. Și asta mă duce cumva și la partea de dezinformare, până la urmă, să înțelegem de fapt ce conține termenul ăsta și cumva care sunt implicațiile reale ale dezinformării. Am pus aici partea asta de paralizare a procesului democratic prin alimentarea fragmentării și polarizării sociale, provocând confuzie și incertitudine față de realitatea obiectivă. Aici vorbim de partea asta de teorii conspiraționiste, de malinformation, de informația cu conținut fals care are și cumva scopul ăsta de a denatura un anumit grup de oameni sau o anumită persoană în sine, și subminarea încrederii în integritatea instituțiilor și politicii democratice, ce vedem întâmplându-se acum și cu narațiunea despre alegerile furate. Nu în ultimul rând, e foarte important să vorbim despre propagandă, mai ales în an electoral. Dezinformarea cumva merge mână în mână cu propaganda. These days, când ne referim la propagandă, ne referim la partea asta de răspândire de idei, informații sau zvonuri cu scopul de a sprijini sau afecta imaginea unei instituții, cauze sau persoane. În mod clar, propaganda poate fi întâlnită în mai multe contexte, nu doar în cel politic, dar cumva pentru noi ca cetățeni, în mod vizibil, funcționează propaganda politică. Aici ar mai fi și partea asta de cumva separare a unor termeni și să vedem cum interacționează termenii între ei, vorbind de partea asta de informație eronată, de dezinformare și informare malițioasă. Problema cu termenul de disinformation, dezinformare în română, este că, din păcate, în momentul ăsta, limba română nu are neapărat niște termeni foarte clari, cum i-am avea în engleză. De exemplu, în engleză ai malinformation, misinformation și disinformation. Ei, în română trebuie să ajungi să spui informare malițioasă, informare eronată, care, în mod evident, este foarte greoaie.
Dar e foarte importantă din perspectiva și cum puteți să vedeți cu ecran, faptul că înseamnă total alte lucruri. Când vorbim despre informație eronată, vorbim despre greșeli în conținutul informației, care nu sunt făcute neapărat cu intenția rea sau să instige la o anumită consecință, ci pur și simplu vorbim aici de lipsa de includere a unor informații, de contextualizare și așa mai departe. Ei, în momentul în care mergem în partea cealaltă, celuilalt pol și vedem informația malițioasă, malinformation în engleză, vorbim despre publicarea intenționată a unor informații private. Probabil într-un context general, cel mai bun exemplu este momentul în care vorbim despre revenge porn. Revenge porn în sine este expunerea unei informații malițioase, dar putem să o vedem și în jocurile politice, putem să o vedem și în momentul în care, nu știu, avem aceste două tabere pe care dezinformatorii le expun în spațiul media, e pur și simplu publicarea unor informații care pot fi și ele la rândul lor falsificate, mai ales că vorbim de partea asta de inteligență artificială în zilele de azi, care are ca scop o consecință asupra unui anumit actor sau anumit grup de oameni. Cumva la mijlocul drumului vorbim despre dezinformare, care conține cumva și partea asta de informație eronată, dar și partea asta de informare malițioasă, pentru că are efecte grave asupra societății în sine. Și cumva, na, știu că partea asta teoretică poate să fie puțin neapărat greoaie, dar în momentul în care nu ai, nu știu, ceva să-l expui sau să-l contextualizezi, poate să fie destul de, nu știu, îți intră pe ureche, trece pe cealaltă. Tocmai de asta am zis să intrăm puțin în subiectul ăsta de narațiunea despre alegerile furate, pe care, iată, am văzut-o prinzând amploare în ultima săptămână. Am pus aici acest citat de la Mark Twain: dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. Plot twist, Mark Twain n-a zis nimeni niciodată treaba asta, dar acest citat circulă și pe social media și pe Google în momentul în care scrieți despre vot și Mark Twain, șansele să-ți apară acest citat sunt foarte, foarte mari. Ce voiam să zic înainte să intrăm în discuția de ce s-a întâmplat zilele astea? A fost vorba de fraudă electorală? Nu a fost vorba de fraudă electorală. Avem cum să dăm un verdict clar la chestia asta sau ce s-a întâmplat mai exact acolo? Cred că e foarte important să vă zic și din partea noastră, pe partea asta de cercetare. Noi urmărim subiectul alegerilor deja din 2023, ne pregăteam pentru fix acest moment de pe 9 iunie. Și mai devreme sau mai târziu ar fi apărut această narațiune și de fapt a apărut din partea partidelor extremiste, tocmai că îți câștigă foarte mult capital politic. Clar, a fost vorba de anumite greșeli de procedură, lucruri pe care le-am și explicat în ultimul nostru raport apărut despre observarea independentă la alegeri coordonată de noi la Funky, dar în același timp nu putem vorbi de o fraudă electorală de amploare. Chestia asta putem să zicem cumva și din papucii noștri de fact-checker, dar și din papucii de observatori pe teren, mai ales că am acoperit peste 1000 de secții. Nu vorbim despre niște alegeri furate, dar iată că fix problemele astea de procedură și tot aparatul secțiilor de votare fiind pur și simplu overwhelmed de ce se întâmpla acolo, am ajuns fix într-o groapă în care speram să nu intrăm, anume amplificarea acestei narațiuni care tot a acaparat agenda publică de către partidele extremiste. Da, în mod evident, probabil ați văzut la candidații la sectorul 1, de la sectorul 2, cumva că acolo a fost bătălia mare, dar v-aș lăsa așa cu tema asta de gândit și cumva să urmăriți foarte atent ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, în următoarele luni în spațiul media, mai ales că na, mai avem cât 2-3 luni și intrăm în următoarele alegeri. Această temă va o să fie
fie adoptată de partidele extremiste cât mai agresiv. Deja vedem pe TikTok-ul Diana Șoșoacă cum, nu știu, a luat o razna, pur și simplu, în ultima săptămână. Este foarte agresivă pe acest subiect. Chestia asta ne pune în vulnerabilitate și pe noi în partea asta de societate civilă, pentru că, în mod evident, fix partea asta de pauza asta de 3 luni până la următoarele alegeri este fix fereastra în care putem pune presiune pe autoritatea electorală permanentă să schimbe procedura pentru următoarele alegeri, dar în același timp o să fie o platformă acaparată de partidele extremiste. Cumva asta e așa un heads-up, probabil o să scoatem și noi un raport cât mai detaliat pe partea asta ce ține de dezinformarea și cumva narațiunile ieșite în spațiu public de partidele extremiste legat de ce o să se întâmple în lunile următoare. Mă uit inclusiv la partea asta de observare independentă pe care o coordonăm și noi și cei de la Expert Forum și alte organizații. Nu suntem acolo exact ca să nu se fure alegerile. În momentul în care ai deja platforma extremistă care vorbește despre chestia asta, o să fie o ciocnire destul de bruscă. Deci, na, cumva să fiți cu ochii în patru despre cum o să evolueze toată partea asta de narațiuni de alegeri furate. Și aici am pus și puțin context că, nu știu, te gândești până la urmă de ce ar vorbi un partid sau un politician atât de tare și atât de agresiv pe subiectul ăsta de alegeri furate. Ei, motivele sunt destul de mari și cumva modul în care funcționează procesul nostru electoral și avantajează cumva expunerea acestei narațiuni despre alegeri furate. Odată că avem contextul istoric, ce s-a întâmplat în 1946, în care erau cumpărate voturile, în care erau falsificate, cumva ăla a fost un moment foarte de impact pentru România și dacă vă uitați la postările de pe Facebook sau în general din presă, să vedem cumva niște aduceri aminte legate de perioada respectivă, continuând cumva din Tudor prin anii 2005-2007, care a readus tema asta și narațiunea asta în vogă. Vedem că în 2024 iar ne confruntăm exact cu aceeași temă. În primul rând, din motivele astea pe care le-am pus aici, avem partea asta de salvarea aparențelor, te ajută să menții o imagine pozitivă în fața publicului tău. De foarte multe ori ieși și într-o aliură poate eroică, care o vedem, nu știu, Șoșoacă s-a pus zilele trecute în fața unui camion și a oprit acest camion care urma să ducă aceste buletine de vot, nu știu unde, într-o clădire sinistră. De asemenea, și candidații pe care îi avem la sectorul 1, sectorul 2, a fost o platformă politică foarte relevantă și pentru ei, lucru pe care îl vedem și în momentul ăsta. Chiar m-am uitat înainte să intru în webinar pe cine domină în momentul ăsta Facebook-ul și Instagram-ul, ghiciți ce, fix personajele care au dezbătut cel mai mult pe partea asta de fraudă electorală. Doi, ai partea asta de filieră conspirativă. Hai că jocurile sunt deja făcute. Jocul ăsta cumva de teorie ale conspirației funcționează cel mai mult în rândul celor care nu neapărat că au trăit momentul din 1946, dar cumva oameni mai în vârstă, care au văzut că votul lor cumva nu a avut neapărat un impact în cei 30 și ceva de ani de democrație și cumva e o narațiune care țintește fix la apelul la emoție, fix ce ai nevoie ca să prindă cât mai multă platformă și, în mod evident, este vorba și de partea asta de polarizare la nivelul societății, de bătălia ei versus noi. Noi suntem băieții corecți și noi venim și aducem dreptatea în lume, pe când ei sunt, de fapt, cei care urmează să fure. Și, na, cumva aici avem de pierdut în general ca integritatea instituțiilor democratice, legat de și de ce ziceam de definiția dezinformării în sine. Pentru că nu mai ai o dezbatere, de fapt, despre ce s-a întâmplat la alegerile din 2024. Nu știu cât stați și voi pe Facebook și câte opinii s-au zis despre treaba asta. Nu a existat neapărat o platformă de dezbatere în care, hei, hai să vorbim despre cum oamenii ei au trebuit să stea
nu știu, 37 de ore să numere acele voturi, cu o procedură nouă de care nu erau obișnuiți, procesele verbale și așa mai departe. Cumva subiectul ăsta este atins foarte tangențial și cumva nu există neapărat o dezbatere legată de soluții, ci de fapt pe, nu-i așa, strigătul ăsta că se fură, se fură, domnule, nu mai poți nici să votezi în democrația asta. Ceea ce, na, în mod evident, e o lovitură sub centură și pentru alegerile prezidențiale, dar și mai rău pentru alegerile parlamentare. Partea asta de intervenția actorilor străini, deja am înregistrat destul de multe postări, chiar undeva la sute de postări în ultima săptămână, care au adus cumva în lumină partea asta de intervenție a Comisiei Europene, a americanilor în toată povestea asta, când, din nou, în momentul în care ai o dezbatere obiectivă asupra ce s-a întâmplat în 9 iunie și 10 iunie și în toată săptămâna premergătoare, este vorba de o procedură defectuoasă. Mai departe, mergem pe partea asta că niciun scrutin nu este perfect. În mod evident, mai ales că vorbim de partea asta de, nu știu, zone rurale, zone care nu pot fi acoperite, nu știu, de observatori independenți sau în care pur și simplu avem acest istoric și acest precedent de fraudă, în mod evident aceste cazuri există. Dar în an electoral, chiar dacă suntem toți conștienți că aceste comunități există, devine cumva contextul oportun pentru un politician să își creeze discursul pe narațiunea asta, astfel încât să aibă succes. Și chestia asta o vedem în general când vine vorba de narațiuni legate de dezinformare. Nu știu, și pe partea asta de indoctrinarea copiilor cu ideologia LGBT, că asta este cea mai în foc și care aprinde în secunda 2 societatea românească. Ei, în momentul în care vorbiți cu un propagator de asemenea mesaje, o să observați că o să-ți dea un caz punctual sau două cazuri punctuale care nici măcar nu sunt din România, sunt din America, că uite acest cuplu transgender care a luat un copil și nu știu ce a pățit copilul. Ei, chestia asta pur și simplu e o replică la în fiecare narațiune. Dacă găsești un caz, două izolate, pe care să-ți construiești discursul, este mai mult decât de ajuns pentru oameni, mai ales că e ceva scandalos, e ceva la care reacționează lumea. Acum că nu este practica la nivel național, nici nu mai contează pentru că deja ți-ai adus susținătorii de partea ta. Asta așa, discuția asta în ideea în care să înțelegem cumva și cum funcționează toate aceste narațiuni și cum de, nu știu, pentru noi la ușa cortului, de ce nu n-ar fi logice, dar cumva, nu știu, pentru o populație care nu are competențele digitale și de media literacy pe care le avem noi, cumva e totul logic. Și mai avem partea asta de sondajele nu reflectă întotdeauna rezultatele de la urne. Din nou, nu știu, să explici fiecărui om că un exit poll funcționează după o anumită procedură și nici măcar nu pot fi numite niște rezultate parțiale, deja e o dezbatere foarte mare, oamenii nu au răbdarea să înțeleagă toate aceste concepte. Din nou, am văzut și în ziua de 9 iunie acest sondaj postat de Caramitru, în care Nicușor Dan era la 25%, după aia era la 24% Sebastian Purtuja. Na. Sondajele sunt plătite, nu cred că este o surpriză pentru nimeni faptul că această practică există. Acum ține foarte mult, în mod evident, de partea asta de gândire critică și de atenția fiecărui cetățean la cât de vigilent poți să fii încât să-ți dai seama că, nu știu, undeva jos, cu un font de 5, scrie undeva că acest sondaj a fost comandat de PSD sau de PNL sau de USR și așa mai departe. Și cumva, na, prin toată această rețetă și prin toate aceste ingrediente, ajungi în momentul în care devii acest rockstar al populației, îți câștigă foarte mult capital politic și în multe situații și un premiu de consolare de a justifica înfrângerea. Sunt absolut convinsă că, na, dacă AUR, de exemplu, sau al partidului extremist din România nu atingea 1% sau nu atingea pragul, clar, această narațiune ar fi fost adoptată cât mai agresiv încă din ziua 2. Vedem chiar și în cazul unui aparent succes că această narațiune în continuare e o strategie foarte bună politică pentru ei să atragă cât mai mulți votanți.
Aici câteva exemple și ce dezinformare au mai apărut în alegerile de anul ăsta. Avem acest caz care a apărut fix pe 9 iunie, undeva pe după amiază. Este analizat de colegii mei de la Factual, în care a apărut acest zvon că sunt acești polițiști ai integrității care verifică procesul de votare din secție și că cum, domnule, să pui forțele de ordine să verifice ce a votat fiecare. În mod evident, o dezinformare care a fost pornită chiar de un deputat român. Mă scuzați de bormașina pe fundal, sper că nu se aude foarte tare. După mai avem și acest discurs că Serviciul de Informații și Tehnologia Informațiilor e implicată în procesul de votare. După, cumva, na. În momentul în care ai primul contact cu genul ăsta de informații, sună foarte scandalos. În momentul în care intri puțin în legislație sau ai puțin context, vezi că, în general, este o practică să-ți pună la dispoziție serviciul de informații, partea logistică pentru secțiile de votare, astfel încât să fie procesul electoral cât mai, nu știu, eficient și cât mai digitalizat. Ei, pentru George Simion nu stă treaba neapărat așa. A fost o dezinformare care a prins amploare, chiar dacă a pornit de la el, cumva am văzut-o prezentă în foarte multe grupuri de pe Facebook. Și după intrăm în discuția asta. Avem contextul ăsta cu narațiunile furate, care în mod evident instigă la foarte multe emoții, emoții de frustrare, emoții de dezamăgire, că, Doamne, trăim de 30 ceva de ani într-o democrație și iată că încă se fură alegerile. În mod evident, la cald, așezat, este o dezamăgire pentru toți, dar e foarte important, nu știu cum au fost titlurile astea, de serviciu de informații este implicat în procesul de votare. Informația este structurată în așa fel încât să ți și pară cumva scandaloasă și cumva, băi, Doamne, nu se poate să se facă așa ceva. Așa că, totuși, de ce, nu știu, n-ar fi zis George Simion, de exemplu, că există în legislație partea asta de asigurare a legislației? De ce a ales George Simion sau orice alt actor să meargă pe partea asta de emoții? Ei, informația bazată pe emoții, în primul rând, și la rece îți și ajunge mult mai repede, se propagă mult, mult mai repede. Nu știu, stai un exemplu din viața personală. În momentul în care, nu știu, vine fratele tău, poate să zică că va avea un copil, este o informație la care ai o reacție imediată. O, Doamne, ce bine, te bucuri imediat. Ei, în momentul în care vorbești de informație bazată pe date științifice, ceva care, nu știu, puțin mai greu de înțeles, trebuie să ai puțin mai mult context, trebuie să stai să rumegi informația, în mod evident nu este la fel de sexy. Și, în mod evident, nici creierul nostru nu are capacitatea de a rumega informația aia la fel de rapid cum ar avea-o pentru informații bazate pe emoții. Dar de ce totuși ne plac informațiile factuare? În primul rând, sunt sigure, obiective și intangibile. Nu există un post-truth, mai ales că ai informație 100% obiectivă, cumva ai și partea asta de cercetare în spate. De ce nu ne plac informațiile factuale? Ei, tocmai din ce ziceam în prima oară, nu e neapărat fiecare dată la fel de sexy să auzi de o informație științifică sau tehnică. Mai mult decât atât, în cele mai multe cazuri nu-ți aduce nu știu, o veste așa de bună legat de societatea în care trăiești. Vorbim, nu știu, despre statistici sau pur și simplu despre analize reale ale situației, nu știu, României sau în general pe anumit subiect, probabil de multe ori o să vedem că cifrele nu sunt neapărat în favoarea noastră sau în favoarea optimismului. Tocmai de asta, mai ales că, nu știu, trăim și atât de multe crize globale în ultimul timp, avem o populație în România care nu au un nivel ridicat de digital literacy. În mod evident, ajungi în situația în care simți nevoia ceva care să te liniștească în momentul respectiv. De obicei, este o informație care îți face și apel la emoții sau e o informație care îți dă o soluție foarte, foarte rapidă la problemele pe care le ai în lume.
Și totuși, da, de ce contează emoțiile? Este un filtru prin care vedem lumea, ne influențează reacțiile de fight or flight, din nou, super entuziasmat, super supărat și foarte frustrat. Cumva asta este primul trigger prin care trebuie să trecem în momentul în care interacționăm cu o postare sau, nu știu, când vorbim cu părinții noștri sau cu oameni din cercul nostru personal de băi, prima întrebare pe care trebuie să-ți o pui în momentul în care interacționezi cu informația este dacă îți provoacă o anumită emoție. În mod evident, e normal, nu știu, când citești despre Palestina, să ai un moment în care ți se strânge inima. Dar în momentul în care, nu știu, ai o informație despre hidroelectrica și acea informație te face să te ridici pe scaun și să, nu știu, dai un pumn în pereți, e ceva de inspectat acolo. Ok, de ce m-a făcut să mă simt așa pe informația despre hidroelectrica sau despre Roșia Montană sau despre mai știu eu ce? Cumva, ăsta este primul pas pe care putem să-l facem fiecare dintre noi, în momentul în care citim o informație, să rămânem puțin așezați, să tragem niște aer în piept și să fiu ok. Mă simt super dubios în momentul ăsta, am o mega frustrare sau am o mega bucurie la informația asta. Este ok ca pur și simplu un post pe Instagram să mă facă să mă simt așa. Același lucru s-a întâmplat și la un nivel clar mai minimal și când a apărut dezinformarea cu Florin Salam că a murit. Doamne, scandal! Că a postat Pro TV-ul despre chestia asta, toată lumea era în delir. Cum s-a întâmplat așa ceva? Și, na, cumva, ăla e un moment foarte bun și clar că am văzut și debunking-ul după că a dat și omul o declarație după câteva ore, este un moment foarte bun să ne dăm seama de cât de vulnerabili suntem toți, de fapt, la dezinformare. Și nu este vorba doar de, nu știu, bunica mea care vrea să dea un pumn în perete când citește că hidroelectrica crește facturile. Este vorba de fiecare dintre noi la nivelul convingerilor noastre și valorilor noastre. Pentru că, na, se poate întâmpla pur și simplu să apară o dezinformare care este un atât de mult tandem cu valorile noastre și cu convingerile pe care le avem asupra lumii sau viziunea pe care o avem asupra lumii, încât chiar dacă avem noi, nu știu, competențele de media literacy la 100% și uite, am fost a Funky Citizen și am fost atentă la această prezentare despre dezinformare și eu mă informez din surse credibile și așa mai departe, putem și noi la rândul nostru să cădem. Este vorba de bias-uri, este vorba și despre camere de eco în care putem să intrăm puțin mai în profunzime dacă vreți după ce finalizăm aici. Acolo e cumva o discuție puțin mai amplă. Și ne duce la partea asta de consecințe ale dezinformării. În mod evident, sunt destul de intuitive, vorbind de partea asta de polarizare, exact ce vorbeam de aceste tabere noi versus ei, mereu este o luptă, niciodată nu este o platformă de dezbatere și cumva asta este lupta pe care o ducem noi cel mai mult în calitate de activiști și în general ca cetățenii, pentru că ți se poate întâmpla și în cercul de prieteni să ai aceste tabere de polarizare. Tot ce putem să facem noi și ce e cel mai productiv să facem e să oferi o platformă de dezbatere în care nu e așa aceste două convingeri care se bat cap în cap sau perspectiva asupra unui subiect să aibă un loc în care pot fi aduse poate ideal la un punct de mijloc. Avem partea asta de politică, de integritate democratică, la fel prin exemplu pe care vi l-am dat cu narațiunile false, se poate vedea cel mai bine cum instituțiile democratice pot fi lovite profund de jocurile politice, dar în mod evident, nu știu, realitatea în care trăim în ultimii 3-4 ani și tot acest trend populist și naționalist și adus de multe ori până la extremist ne aduce fix în situația asta în care democrația este afectată, mai ales că, nu știu, în multe cazuri când vorbim despre aceste partide și formațiuni politice nu putem vorbi de neapărat acești avertizori ai integrității, ci vedem chiar narațiunile ce țin de globalism sau despre, nu știu, feminismul care vine să cucerească lumea care, de fapt, câștigă platformă politică, dar avem și partea asta de viață cotidiană, sănătatea mentală. Pentru că chiar dacă ajungem, nu știu, avem gen știri și recorder și miau, miau, miau la follow și noi suntem ok,
cu informația pe care o primim. Se poate întâmpla exact cazul ăla în care intri pe TikTok, interacționezi cu un anumit videoclip cu care n-ai fi vrut neapărat să interacționezi, dar nu a fost neapărat decizia ta sau, nu știu, membrii ai familiei care distribuie pe Facebook sau pe WhatsApp tot felul de prostii sau le vedem în presa tradițională, de ce nu în mass media o românesc în care dezinformarea e la ea acasă, are efecte foarte mari și asupra sănătății noastre mentale. Eu am simțit-o foarte mult, mai ales când m-am apucat de cercetare pe partea asta de combaterea dezinformării, să stai toată ziua și să citești mesajele alea în care, nu știu, s-a atacat femeile, s-a atacat anumite grupuri de persoane vulnerabile, de, nu știu, niște oameni care simplu, nici măcar nu au o tangență reală cu aceste grupuri în viața reală, te afectează. Eu am simțit-o și cumva e un steguleț pe care îl ridic de fiecare dată, să aveți mare grijă de fiecare dată, nu știu, când alegeți să intrați într-o dezbatere de a explica unui dezinformator ceva, mereu să keep an eye și pe voi și cumva să nu fiți afectați și să nu vă dați frâu emoțiilor despre care povesteam mai devreme, încât să deveniți voi cumva victimele acestei povești. Dar de ce este important totuși? Avem partea asta de democrație pe care tot pulsăm, chiar dacă nu o vedem cu ochiul liber că, nu știu, Dan Negru vorbește despre cum nu există schimbările climatice, nu vedem cumva cum ar putea fi afectată democrația în mod direct de chestia asta, dar deja vorbim de niște ani buni în care avem social media ca principală sursă de informare, deja nu mai vorbim despre, nu știu, cum avem în schema asta în care te duci la posturi de știri, te duci la jurnale științifice. Oh, cred că nu te auzim. Da, nici la mine nu se mai aude. We are atechnical. Rezolvăm. Ana, ești pe mute în acest moment, ai. Așa, gata, m-au auzit. Perfect, da. Super. Mă scuzați, erori tehnice. Este totally normal. Așa. Na, cum ziceam, partea asta de, nu știu, îl avem pe Dan Negru care vorbește despre schimbările climatice, care rămâne blocat cumva în social media, ajungi să-ți găsești atât de mulți influencer și atât de mulți role model și oameni de referință în spațiu media, încât nu o să te mai obosești niciodată să dai un search pe Google. Adică asta este realitatea, nu știu, nu mai are timp lumea de așa ceva și cumva nici măcar nu mai trece în ceilalți pași și rămâi în social media. Și asta se întâmplă în mod clar și față de dezinformatori, dar și față de oamenii care se informează. Nu știu, văd la tineri și în general la cei care, nu știu, nu au neapărat un impact direct cu partea asta de competențe de media literacy, cum găsesc un influencer pe care îl iau ca cuvânt de bun fără să mai verifice. Un exemplu foarte clar e Silviu Fire în momentul ăsta. Păi, dacă auzi ceva la Silviu Fire, de ce să mai cauți? Că Silviu Fire sigur se informează. Și e destul de ironată treaba asta, nu că am ceva cu Silviu. Silviu e un partener foarte bun al nostru la Funky Citizen și un om de încredere, dar cumva informația pe care o primești vine tot din social media, vine pur și simplu de la un om care nu are neapărat un background jurnalistic, care să-ți ofere cumva toți pașii de care trebuie să treci în momentul în care ai contact cu informație. Și cumva este relevant să ducem cumva discuția mai departe și mereu să avem în cap faptul că we have to question everything. Chiar dacă știm că, nu știu, Silviu sau Zlăvoc sau cine mai fi pe platforma asta de influență reală în România, măi, au niște perspective care sunt care rezonează cu valorile noastre, sunt valori progresiste, nu e așa, ne place ce auzim, clar ne vom duce acolo să ne informăm și nu e o problemă că ne informăm de acolo, dar trebuie să fim mereu avocatul diavolului. Atât cu influencerii, atât cu noi, cu absolut orice informație cu care interacționăm, trebuie să question absolutely everything.
Și în general să-ți pui întrebările astea de, băi, cum mă face să mă simt informat e asta, băi, dar chiar era, e real, se întâmplă așa ceva, trebuie să le vedem acolo. La fel, cetățenii învață despre politică și modul în care este guvernată țara din mass media. Majoritatea tinerilor în momentul ăsta se duc ori spre politică la minut, ori spre influenceri, ori spre știri. Tocmai de asta e important să oferim în cadrul acestor platforme o informație cât mai factuală și cât mai obiectivă, fără bias-uri, ori politice, orice țin de convingerile unei anumite persoane la acea informație și na, ce vă povesteam că rețelele de socializare au devenit o importantă sursă de informare. Trecând cumva în ultima parte, da, e cam ultima parte a prezentării, avem, ok, noi ce avem de făcut în toată această mare de informație. Și o să vă trimit și prezentarea ca să o aveți și să adumelcați cumva la toată informația și poate să le folosiți și pe anumite exemple. Eu am inclus și în prezentare niște postări pe care puteți să exersați metodele astea de verificare. Avem aici cumva 5 puncte pe care noi le folosim și eu le folosesc inclusiv pentru fiecare postare. În primul rând, Google it. Poate părea foarte stupid și intuitiv, dar Google it. Mai ales când vine vorba de ceva venit pe TikTok și ceva o informație foarte rapidă care vine așa prin fața ochilor. Intră pe un Google, vezi dacă, nu știu, dacă ai văzut postarea aia la Romania Fast Forward. Dau exemplu ăsta că cumva ăsta e contul care a prins cel mai mult zgomot pe TikTok, pe zona asta de dezinformare. Și intru pe Google și văd că e Active News și Gold FM și alte platforme de dezinformare zic același lucru. Cam un red flag, adică deja vedem tot toate titlurile astea senzaționaliste și o să le vedeți, adică o să le identificați pe cele care chiar dezinformează sau mă uit, nu știu, e un ProTV, e un Digi, sunt mai multe care zic despre chestia asta, hai să văd, hai să nu fie doar una. Clar, ne duce la regula de aur, verificați informația din cele trei surse. Na, din păcate, în momentul ăsta, la câtă informație avem în jurul nostru, nu funcționează doar regula asta. Ce aici mi se pare important să coroborăm, ok, așa, fix cu ce ai zis înainte, respectiv să verificăm inclusiv sau mai ales informațiile care sunt pe placul nostru și care ne confirmă anumite opinii. Exact. Și tocmai de asta, na, mai ales că vedem o polarizare inclusiv ce ține de presa din România, o să vezi în momentul în care, nu știu, e ceva legat de, nu știu, un actor politic sau un om politic în care ți este super simpatizat și, nu știu, Antena 3 e super, ei, ce treabă bună face acest domn, o să vezi imediat opoziția zicând altceva. Asta cred că e singurul aspect pozitiv pe care îl are faptul că avem presă fucking plătită de partide, faptul că poți să vezi imediat ambele tabere, adică poți să vezi imediat ambele perspective și să-ți dai seama ori că nu poți să le crezi pe niciuna dintre ele, ori că prima informație cu care ai interacționat are de fapt și o a doua față. Dar da, ține foarte mult și de bias-urile noastre pe care le avem formate din convingeri, dar și de aceste camere cu ecou de care vă povesteam, în care cumva informația care rezonează cu noi vine pur și simplu ca un boomerang înapoi. A, cred că pandemia chiar a fost o fucking pandemie și a fost ceva nașpa ce s-a întâmplat acolo. În mod evident, algoritmul după social media și în general cercul de prieteni sau cercul din jurul meu care, na, mi-aleg bazându-mă teoretic pe alegerile mele și pe convingerile mele asupra lumii, o să-mi vină exact aceeași informație. La fel se întâmplă și pentru cineva care are un teanc de studii cum COVID-ul îți face probleme de sănătate, îți provoacă cancer și așa mai departe. Și, mă rog, asta clar v-am dat un exemplu amplu, dar pot ține și de partea asta de ideologii politice și probabil acolo sunt bătăliile cel mai mari, cel mai strânse, pentru că fiecare dintre noi avem camera cu ecou compusă și din ideologia noastră politică și din partea de, nu știu, hei, pandemia chiar s-a întâmplat și de, nu știu, am o anumită perspectivă asupra capitalismului și așa mai departe și cumva se peticește această cameră cu ecou exact cu ce credem asupra despre lume.
Și în mod evident, nu e neapărat vina noastră că suntem expuși la același tip de informație, dar e foarte important să conștientizăm în momentul în care avem de-a face cu genul ăsta de context, în care pur și simplu ne confirmăm bias-urile cu aceleași surse pe care le verificăm de fiecare dată și, nu știu, na, mai pe românește să scoatem cumva capul în lume, să vedem ce au mai zis și alți oameni cu diferite perspective despre chestia asta. Și chestia asta se poate face și pe un simplu Google. Bun, următoarea chestie și poate chiar cea mai relevantă este ce putem afla despre sursă, mai ales pe TikTok sau pe Instagram sau când ajunge un articol de presă la noi. Foarte, foarte important e să fim puțin jurnaliști de investigație și să ne dăm seama, bine, clar, într-un search de 5 minute nu o să-mi dau eu seama că, nu știu, publicația X este finanțată de PNL, pentru că, na, dacă ar fi fost așa de ușor, n-am mai fi avut jurnalist de investigație, iată. Dar sunt niște semne la care putem să ne uităm. În primul rând, titlurile senzaționaliste, cum v-am pus aici niște exemple, promovarea, nu, lobby la Iohannis și Câțu pentru parada homosexualilor. Deja e red flag ce se întâmplă, adică nicio publicație jurnalistică n-ar începe de integră și de încredere, n-ar începe să urle la tine din titlu sau nu ar folosi anumite cuvinte mărșăluit în masă. Să vezi asta la Hot News, de exemplu, sau la Press One, sau la o sursă credibilă, deja este un red flag. Ok, intru pe publicația respectivă și văd că cam toate postările sunt așa și toate articolele. Ok, deci se duce foarte mult în zona asta de senzaționalism. Inclusiv în momentul în care intrăm pe autor, e o carte de vizită foarte bună legată de publicația respectivă. Dacă îi dai un search pe Google și omul doar a mai publicat în WordPress-ul lui personal, și are probabil o pagină de Wikipedia pe care tot el și-a creat-o, sau intrăm pe Facebook-ul lui și vedem că și acolo urlă și aruncă cu instigă la ură pentru anumite grupuri. Na, ți-ai luat cumva convingerea că nu e ok și nu e ce trebuie ce acolo. În mod evident, na, eu vorbesc acum de cazuri extreme în care vorbim de dezinformări mari. Dar să știți că dezinformările astea pot fi făcute și super, mega subtil și fără să ne dăm seama. Tocmai de asta, în momentul în care accesăm puțin autorul și vedem care e faza despre el, o să ne dăm seama despre ce este vorba acolo. Sau în orice caz, merită să investigăm puțin mai mult în partea asta. La trei avem partea asta de cauți informația plus hoax. Asta ajută cel mai mult când vine vorba de, nu știu, conflicte externe sau știri la nivel internațional, să-ți dai seama, ok, dacă n-a scris neapărat o publicație de fact-checking din România despre asta, probabil, nu știu, a fost acolo Bellingcat sau AFP-ul să fi scris ceva despre chestia asta. Dacă dai search-ul ăsta, imediat o să-ți apară ceva legat de treaba asta. Cum am zis, căutăm în site-uri de fact-checking, la fel pe un Google rapid, dacă punem pur și simplu titlu sau, nu știu, informația pe care vrem să o căutăm, plus NUPS, AFP, factual, PolitiFact, verificat, veridicat și așa mai departe, clar o să ne apară un fact-checking făcut cum trebuie, exact pe informația pe care o căutăm. Căutăm imaginea, dacă există și este importantă. Aici e un tool foarte mult de la WeVerify, sunt mult mai multe în care pur și simplu poți să pui imaginea în tool și să-ți dai seama dacă e făcută cu AI, în primul rând, sau dacă, nu știu, este vorba de un furt de identitate, sau și mai rău, dacă privești niște imagini de război și în articolul respectiv îți zice că sunt imagini din Palestina, de exemplu, sau din Ucraina și de fapt sunt din Iran din 1900 toamna, na, cumva să-ți dai seama de fapt care e contextul. Sau ești Antena 3 CNN și pui jocuri video cu pac-pac împușcături și zici că imaginile alea au fost din Ucraina, cum s-a și întâmplat la o emisiune. Bun, mai avem modelul CREP, care ne zice dacă o informație este crap sau nu. Vorbim din nou pe cartea asta de care sunt sursele, analizăm puțin tipul de informații care este expus acolo, dacă sunt citări din persoane, la fel, dacă vrem să le ducem mai mult investigativ, vedem cine sunt persoanele respective,
Cât de recentă e informația? La fel, cum ziceam, se pot publica imagini, inclusiv articole vechi. În momentul în care ești ceva scandalos, dacă ești ceva legat de război și în momentul ăsta avem atât de multe războaie aflate pe agenda publică, este foarte ușor să cazi în capcana respectivă. Nu zic neapărat de noi, cei din generația mai tânără, dar, nu știu, pentru maica mea, de exemplu, ar fi mega ușor să vadă un articol vechi despre război și să creadă că asta e realitatea din ziua de azi. Autorul, cum am zis, ne uităm, are o anumită ideologie, are o anumită afinitate politică, ce fel de interese au, partea asta, chiar dacă, nu știu, vedem la publicațiile de investigație că, nu știu, găsesc că acești jurnaliști care sunt abonați la industrie petroliere și așa mai departe, de obicei sunt super mega direcți. Am pățit-o și eu într-o investigație despre dezinformare pe care am găsit-o și persoana respectivă pur și simplu avea pe LinkedIn faptul că avea aceste legături politice. Deci, și dacă dați un search, sincer, și faceți puțin stalking pe social media sau pe WhatsApp, pe WhatsApp, doamne, pe Google o să descoperiți destul de multe. Și, clar, foarte important, scopul. Este un articol de informare în care, teoretic, ți-ar prezenta niște informații factuale, este o opinie acolo, vorbește, își asumă persoana respectivă că este o opinie, este vorba de propagandă acolo, e un punct de vedere, trebuie să vedem exact care e, de fapt, tipul de informație. Într-o publicație jurnalistică credibilă îți apare. Dar foarte vizibil. Analiză, opinie, informație factuală, breaking news, whatever. Te anunță din start ca cititor să-ți dai seama și în momentul în care interacționezi cu articolul respectiv, cum trebuie să reacționezi la el, dar și na, și faptul că nu e scris acolo, trebuie cumva să avem și noi partea asta de gândire critică puțin dezvoltată, să ne dăm seama ce tip de informație e acolo. Așa, scurt pe doi, cam astea sunt lucrurile principale la care trebuie să ne uităm. Fun reminder, pentru când Antena 3 a dat drept știre referitoare la război din Ucraina, acum că erau niște avioane care se luptau în cer și erau imagini dintr-un joc, Call of Duty. Exact asta, eu nu, asta ziceam și eu, că puneam niște împușcături și au zis, hei, Ucraina, ia-t-o aici. Da, a fost superbă știrea aia. Și cumva, na, așa, la o perspectivă generală la ce trebuie să fiți voi atenți și partea asta de emoție, să vă dați seama, nu știu, sunt conștient de faptul că această știre îmi poate confirma acest bias, să văd exact cum reacționez și din punct de vedere emoțional la partea asta, sursa și autorul mereu, poate să fie și foarte interesant ce găsiți acolo, foarte multe investigații pe care le-am făcut și eu și colegii mei de la Factual au ieșit pur și simplu de la un simplu search pe autorul respectiv. Canalul și formatul, dacă e vorba pe TikTok, ok, să mă gândesc dacă această știre are ce să caute pe TikTok, dacă e un anumit interes că este pe TikTok, dacă este pur și simplu o platformă politică pentru cineva, faptul că e pe TikTok, pur și simplu îmi pun niște întrebări, na, sau picior pe picior și sunt, acest TikTok, ce se întâmplă cu el? Și dacă facem asta cumva, nu știu, nu neapărat 5 minute, că îmi dau seama că e vorba de foarte multe informații, poate uneori e dificil să stăm chiar atât de mult timp pe postările respective, dar măcar un search rapid să ne dăm seama despre ce e vorba. Aici pusesem o activitate, vă trimit de prin dragile de la Hărtime cu prezentarea și nu știu dacă simțiți nevoia să vă și antrenați cumva modalitățile astea, aveți și aici o postare pe care puteți exersa. Și aici, pe ultima parte, ar fi partea asta de narațiuni. Că am tot vorbit despre dezinformare, am tot vorbit despre, nu știu, știri false. De obicei, ce prinde cumva rădăcini în societate, în cultura noastră ca țară, ce se întâmplă peste, nu știu, mai mulți ani și rămâne în floare, sunt narațiunile false, care sunt un set de povești care au teme, forme sau arhetipuri în comun. Implică un narator care construiește povestea sau poveștile din punct de vedere specific, în general ideologic, și cel mai important, chiar dacă v-am pus aici niște exemple de narațiuni foarte, foarte prezente deja, de când fac eu cercetare pe dezinformare, temele astea sunt la fel primele când analizăm seturile de date, sunt prezente de 3 ani de zile și ce v-am spune că nu o să dispară prea curând.
E foarte interesant în momentul în care vorbim despre narațiune, este că asta e și cochetează între ele. Anume, dacă în COVID, când a venit pandemia, ai crezut că e un virus inventat în laborator și ești expus la genul ăla de dezinformare, șansele sunt foarte mari ca după, în momentul în care dai de alte teorii conspiraționiste, să începi să le crezi și pe alea. E demonstrată și științific partea asta din punct de vedere al proceselor cognitive și psihologice ale fiecăruia dintre noi, pur și simplu muști gogoșile pe măsură ce le primești. Adică, și mă uit în general pe actorii de propagare a teoriilor conspiraționiste din România, același om nu o să creadă și că COVID-ul e o farsă globală, nu o să creadă în schimbări climatice, poate o să creadă și că pământul este plat, poate o să creadă și faptul că alegerile sunt furate și pur și simplu, petic peste petic, o să creadă în toate chestiile astea. De ce? Pentru că simt că au răspunsul la niște întrebări pe care restul lumii nu le știu. Ei sunt empowered să știe acele lucruri și cumva, pe lângă partea asta de validare, îți dă și un sentiment de siguranță în postura ta de, nu știu, om care rezonează cu genul ăsta de teorii conspiraționiste, că e ok, sunt foarte multe probleme în lume, dar tu măcar știi despre ce e vorba acolo. Și na, cumva asta se traduce și în dezinformările pe care le vedem și despre feminism. Mereu când vorbim despre feminism, cum v-am zis la început, este vorba și despre introducerea educației sexuale în școli, este vorba și de indoctrinarea LGBT a copiilor noștri, pentru că cumva orice parte progresistă este afiliată cu restul. În mod evident, dacă susții feminismul, probabil o să susții drepturile și celorlaltor comunități vulnerabile, pentru că, iată, suntem în 2024, asta vrem să facem. Dar cumva, dintr-o perspectivă de dezinformare, o să fi văzut ca un ONG soroșist, feminist, LGBTist, care vor drepturi mărșăluite în masă. Deci, cumva, mare atenție și la partea asta, în general, și pentru voi, as a protection, mai ales dacă sunteți vizibili pe social media, așteptați-vă la atacuri. Din păcate, avem Active News în momentul ăsta, care prinde foarte multe amploare în România și este principala platformă de dezinformare, care atacă destul de mult partea asta de feminism, partea asta de protejarea dreptului la avort și așa mai departe. Deci, da, cumva keep an eye on that. Și cumva asta mă duce și la ultima parte. Ce rămâne pentru noi de făcut în toată această mare de informație care, na, poate deveni foarte overwhelming? În partea asta de storytelling și poate să fie tradusă și la firul ierbii în momentul în care ieși la o bere cu prietenii tăi și vorbești despre, nu știu, de exemplu, despre prezentarea asta și nu știu, despre narațiunea alegerilor furate sau de, nu știu, cum ați găsit un TikTok pe care l-ați văzut, ați căutat na, cumva pagina și ați văzut că, băi, ăia fac propagandă a partidului nu știu care. Spread the word este foarte important, mai ales dacă faceți și muncă de activist. Folosiți-vă platformele voastre astfel încât să vă folosiți de cumva tool-ul ăsta al storytelling-ului să dați informația mai departe. Fact-checking, la fel, foarte important. Metodele de verificare de bază pe care vi le-am arătat astăzi sunt cumva, mama și copilul sunt punctul de plecare pentru orice fact-checker. Credeți-ne, nici noi la Factual nu folosim această metodologie mega fancy, pur și simplu sunt niște reguli de bun simț, cumva pentru fiecare dintre noi să ne protejăm și să ne facem cumva igiena media. Media literacy, foarte important. Mă bucur că ați fost alături de astăzi de mine, dar continuați cumva efortul ăsta. Foarte important, mai ales că, nu știu, v-am zis, partea asta teoretică, cam îți intră pe ureche, îți iese pe alta, e foarte relevant să vă expuneți din ce în ce mai mult la partea asta de dezvoltare a competențelor ce țin de media literacy, să, nu știu, vă mai luați prietenii să participați la genul ăsta de traininguri. Și după vine partea asta punctuală de ce putem să facem noi. Reporting, de fiecare dată în momentul în situațiile în care vedem dezinformări care
care nu neapărat instigă la ură, dar și alea care conțin informații generate cu inteligență artificială, orice informație și oricum pe platformele mari, pe Meta, la Instagram, pe Facebook, pe TikTok, aveți deja categoriile acolo, report, asta este un gest de activism și de civism care nu e neapărat ieșit foarte mult în față, dar contează foarte mult să faceți și voi partea asta de curatoriere și curățarea platformelor social media, flagging and take down strategies, la fel, pe partea asta de reporting, cumva să și faci neapărat public shaming, dar cumva să aduci în fața oamenilor tăi faptul că informația respectivă e falsă, ori un story care poate să fie preluat de altcineva, ori pur și simplu o postare, dacă lucrați într-o organizație, face foarte multe, dar foarte, foarte multe. Și partea asta de positive narratives. În mod evident, cumva discursul pe care puteți să vi-l adaptați voi în momentul în care interacționați cu cineva, și aici sunt niște tehnici care pot fi folosite și care funcționează cumva, după ani de cercetare în spate, la fel, dacă vreți să povestim mai mult despre chestia asta, I'm always here să povestim. Și aici am făcut un goodie bag cu niște site-uri pe care puteți să le folosiți pentru a vă ține la curent cu partea asta de dezinformare. Prima este Factual, este tool-ul de care vă povesteam, site-ul nostru de fact-checking. Press One are ceva foarte mișto și ei pe partea asta. Rubrica.ro este un site făcut de un programator foarte mișto cu care lucrăm și noi, care pur și simplu curatoriază tot conținutul media care intră pe Google, basically în România, și ți le extrage doar pe cele adevărate. Nu știu, o să vedeți acolo și de la Republica și de la știrile Pro TV și de la Snoop și așa mai departe, puse pur și simplu în același website, și newsletterul Miss Report, făcut de Codruța Simina și Ovidiu Mihalcea, the best. În fiecare săptămână sunteți ținuți la curent cu principalele teme de dezinformare din România. Și, în mod evident, v-am pus și niște resurse cumva externe de care puteți să vă ajutați. Cred că asta am fost eu. Aici mai era și un joc pe care vi-l recomand. Prin jocul ăsta e făcut de niște băieți foarte deștepți, care au făcut cumva un fel de joc în care poți să fii tu dezinformatorul și să te pui cumva tu în papucii conspiraționistului. Mega recomand, este foarte mișto. Getbadnews.com. Și asta am fost eu. Mersi mult de atenție. Sper că nu am fost obositoare și dacă aveți întrebări, sunt continuare aici și să vă răspund. Și îmi pare rău că am depășit cu 15 minute. Mulțumesc mult! Awesome. Aș fi vrut să nu te oprești, efectiv. O să-i las mai întâi pe dragii noștri invitați să-ți adreseze câteva întrebări în cazul în care au totuși întrebări care nu sunt. Și ai, mulțumesc, Maia, te rog, go ahead. Da, eu nu am nicio întrebare, vreau doar să spun că mi s-a părut foarte concis cumva și la fel foarte clar. Adică multe lucruri le știam și eu până acum, mai ales când vine vorba de teorie, dar nu știam ce să fac în cazul în care dau peste cazuri de dezinformare, fie că este ea activă sau cumva din greșeală. Și da, mă bucur mult că am venit, că am putut să fac niște poze și da. Mulțumim! Mersi și eu! Să știți că modulul ăsta de dezinformare e destul de măricel. Adică asta e toată curicula mea, a zis că am dat haide la multișoare chestii. Cumva, într-o situație ideală, fi nevoie cam de 3-4 ore să treci cumva prin toate tool-urile pe care le aveți, dar clar mai facem. Clar mai facem și cu Hard Time sau și de la Funky, mereu veți găsi genul ăsta de resurse, deci vă super recomand să dig in și să intrăm mai în detaliu cu unele chestii. Sau inclusiv și pe Instagram sau pe mail dacă vreți să-mi scrieți, eu sunt aici. Stai să modific aici, să-mi pun și astea. Cum putem să le explicăm oamenilor mai puțin educați, bunicilor, de exemplu, despre dezinformare? Prima cale pe care poți să o adopți, chiar dacă, nu știu, cumva e o cale mai scurtă și cumva e o cale mai lungă, mai cu multă răbdare. Ce recomandăm noi de fiecare dată este să dai un exemplu foarte
Clar, sau cumva să găsești un context pe care să-l transferi în viața bunicii tale sau în viața mamei tale, încât să-și dea seama despre ce vorbești, nu știu. Mă gândesc, de exemplu, la partea asta de comunitate LGBT. Dacă, nu știu, noi venim cu discursul nostru de Gen Z și încercăm să explicăm unui om care, cumva, nu știu, nu a fost expus la același tip de informații la care am fost expus noi, sau, nu știu, a trecut prin viață pur și simplu cu alte convingeri și cu alte perspective asupra lumii, e foarte important să le dai un exemplu palpabil. De exemplu, dau cel mai bun exemplu, cred că este campania de la Mozaic, în care îți vorbea direct despre faptul că tu, cu partenerul tău de același sex, nu poți să intri în spital în momentul în care este bolnav. Ăsta este un exemplu. Trebuie să găsești ceva foarte specific, foarte simplu, și cumva, na, chiar dacă sună așa, trebuie să dăm puțin la o parte, cumva, încăpățânarea noastră de Gen Z și să venim cu noi cu progressive stuff, pentru că pur și simplu, na, pentru unii oameni este pur și simplu imposibil să înțeleagă cumva genul de informații la care suntem expuși noi și să găsim ceva cât mai simplu, cât mai palpabil pentru persoana respectivă, astfel încât să aibă un acela aha moment, a, ok, deci de asta este relevant. Și cumva a doua chestie. Oh, mulțumesc, Ionut! Așa, și să continui, că m-am pierdut cumva puțin pe drum. A doua chestie este răbdarea. Deci, trebuie să ai o răbdare de fier când încerci să explici, nu știu, de exemplu, nu știu care e subiectul pe care ai vrea să-l abordezi cu membrii familiei tale, încât să le explici despre dezinformare, dar trebuie să ai răbdare. Dacă vezi pe bunica ta că dă share la chestii de pe Facebook în care, hei, distribuie asta la 5 oameni, ori îți cade piciorul, de exemplu. E ușor, îi povestește, păi, mamă, uite că oamenii ăștia au făcut această postare la care tu dai share, să te binecuvânteze Iisus Hristos prin acest share, pentru că, ghiște, de fiecare dată cât tu dai share, lor li se monetizează chestia asta. Și le zici, tu, na, dacă ești binecuvântată de Iisus Hristos sau nu, nu o să te ajute un share neapărat treaba asta, dar iată că unii oameni profită de faptul că tu crezi în treaba asta și primești bani. Cum te simți despre faptul că primești bani oamenii ăștia? Genul ăsta de chestii. Adică încearcă să-i aduci cât mai, nu știu, la suprafață, cât mai jos. Să nu ne mai enervăm neapărat că nu înțelege, că, na, de obicei nici n-are de unde să înțeleagă anumite contexte și pur și simplu să găsim ceva super, super palpabil acolo. Mă refeream în general la feminism și LGBT rai și mi este și foarte... Oh, da, știu, și mie mi este foarte greu cu răbdarea, dar este singurul lucru care funcționează. Și dau un exemplu, nu știu, a unei prietene, mă rog, și jurnalist de investigație, care e și coordonatoarea proiectului factual. Și ea a fost întrebată și eu am întrebat același lucru, bă, dar ce faci cu mama ta care nu înțelege conceptele astea? Și mi-a zis că pur și simplu trebuie să stai, să pui foarte multe întrebări. Deci asta cu întrebările și să încerci să dai, nu știu, să-i dai cât mai multă platformă încât să-și zică ea perspectiva și să-ți arate ea ție și să zică cum de fapt trebuie făcute treburile. Na, trebuie să ai răbdare până în momentul în care își epuizează acest discurs ca să fie cumva receptiv la cei expun. Deși, na, în general și chestia asta este demonstrată, partea asta de cercetare e persuasion, trebuie să fii cât mai persuasiv cu partea asta, pentru că pur și simplu modelul lor psihologic este obișnuit într-un anume fel și tu vii cu o perspectivă total nouă, care nu are nicio legătură nici cu cultura în care a fost crescută sau, nu știu, subiectele de feminism nu erau neapărat abordate în România, poate chiar deloc, chiar dacă la nivel internațional erau, și trebuie pur și simplu să iei cu baby steps. Dar ține foarte mult de răbdare. Nu știu. Încearcă, mai respiri, mai fumezi o țigară dacă ești fumătoare și după aia o iei de la capăt. Și data viitoare, când vii la ai tăi, și tocmai de asta dădeam exemplu prietenei ăsteia ale mele, pentru că, na, a fost o muncă pentru ea de un an de zile să-i explice de ce drepturile comunității sunt relevante, dar a reușit după un an de zile. Și era o, na, mama ei era o femeie foarte conservatoare, de exemplu. That's impressive. Da. Eu n-am această răbdare, dar...
Încerc. Nici eu sunt foarte pasionată și pasională și mă enervez mai repede decât ar trebui în legătură cu foarte multe subiecte și știu asta. I'm working on that. Mi s-a tras des atenția, dar e greu. Știu că este foarte greu. Eu înțeleg pe toți oamenii care sunt agitați și sunt foarte porniți pe anumite subiecte. Eu rezonez foarte mult cu ei. Nu pot să nu Până pot și să tu judec ești în niciun fel. conspiraționist. Care e el o flacără acolo de reacționează? Mai avem din partea Dariei un comentariu foarte drăguț și o întrebare. A zis: mulțumim mult pentru prezentare, a fost really insightful. Scurtă întrebare: din ce am văzut narrativa legată de furtul voturilor, a condus la realizarea unor proteste ce cer o revizuire a procesului și renumărarea voturilor. Dezinformarea poate conduce și la astfel de mișcări civice. Cum ne raportăm la astfel de lucruri? Mulțumim mult pentru toată activitatea pe care o desfășurați. The society needs more people like you. Mulțumesc, Daria. Da, clar. Tocmai de asta și insistam în discursul meu pe partea asta de narațiunea generată de partidele extremiste, pentru că, în mod evident, a fost și partea asta cumva din partea candidaților politici care, nu știu, au simțit că nu este fair play procesul electoral, de au pornit aceste mișcări civice. Nu știu, recomandarea mea personală e să sprijiniți genul ăsta de inițiative. Important este să nu ofer platformă celorlalte partide extremiste. Deci, cumva de asta ziceam, este foarte complicat ce o să vedem în următoarea perioadă, atât pentru noi, pentru societatea civilă. Societatea civilă include inclusiv candidații politici aici care s-au aflat în situația asta. O să fie foarte greu pentru publicul general să distingă cumva dintr-o acțiune integră și o acțiune generată pur și simplu de partidele extremiste. Cumva susține ce vezi, dar nu știu, aș vrea să-ți dau un răspuns la întrebarea asta, pur și simplu trebuie să mai lăsăm niște timp să treacă ca să vedem exact cum evoluează situația asta și să vedem cât de, nu știu, strategic din punct de vedere politic o să fie pentru oamenii ăștia, oamenii puțin mai radicalizați să adopte această narațiune și să dea cu parul cumva în cine e la putere în momentul ăsta ca să-și câștige platformă. Deci mereu cu ochii în patru la partea asta. Dacă vezi de la ONG-uri, de la candidați care, nu știu, n-au fost îndreptățiți, e foarte ok, dar cumva, na. Să ne uităm în ambele părți. Am primit super multe întrebări și înainte de webinar și am primit super multe întrebări și pe social media-urile noastre, special pentru tine. Știu că a fost super awaited acest webinar și sunt super fericită să spun că pe majoritatea deja le-ai acoperit, ceea ce este amazing. Au fost super multe întrebări legate de alegeri, ceea ce a fost surprinzător și pentru mine, pentru că îmi doresc ca tinerii să fie interesați de tot ce înseamnă partea aceasta politică, alegeri, să voteze, să iasă la vot, să-și spună părerea and so on. Au fost multe întrebări legate de cum pot indivizii să-și protejeze propria persoană și cum să nu ne lăsăm negativ afectați de tot ceea ce se întâmplă în mass media și de cum ne afectează negativ dezinformarea, atât în mediul online cât și offline. Aparent, multor persoane le este foarte teamă de faptul că nu prea au cum să evite dezinformarea și este atât de impregnată peste tot în societate și în mediul online și în mediul offline, încât pur și simplu you cannot protect yourself. Și au întrebat care ar fi cele mai bune metode ca totuși să ne protejăm cumva de partea aceasta negativă. Da. Sunt foarte importante și pauzele. Și știu că uneori poate ajungem în situația în care ne simțim vinovați dacă nu ne informăm, pentru că văd presiunea asta, nu știu, mai ales că toată lumea aruncă, tinerii nu se informează, nu mai citesc presă, stânga, dreapta, nu știu ce. Tocmai dacă ești un tânăr mai informat și care chiar consultă presa și așa mai departe, simți din ce în ce mai mult această presiune ca mereu non-stop să faci chestia asta. Ei, într-o situație în care, nu știu, a fost tot scandalul de săptămâna asta, ești foarte afectat și de războiul din Palestina, există și războiul din Ucraina, ești foarte la curent cu toate neajunsurile societății în momentul ăsta, să mai pui și presiunea asta pe tine, că mereu trebuie să fii informat, mereu trebuie să fii informat.
Nu poate să facă decât să facă puțin rău. Și tocmai de asta și noi, eu, nu știu, pe lângă igiena asta media, în care îți alegi sursele pe care vrei să le citești și pe alea le citești. Adică nu mai ajungi la Active News, adică dacă ajungi la asta de dezinformare, ajungi doar pentru că, na, nu știu, ești curios și de partea aia. Dar cumva, în momentul în care îți curatoriezi tu sursele de informare pe care vrei să le urmărești, doi, este pur și simplu foarte important la un moment dat și de la alea să iei o pauză. Pentru că știu și cred că vă regăsiți foarte mulți dintre voi în chestia asta, pur și simplu vine să vă lăsați telefonul și zici nu mai vreau să aud de ce se întâmplă în lume, pentru că mereu sunt probleme, mereu apare o știre că s-a întâmplat ceva, nașpa. E foarte important și să vă luați pauzele astea pentru voi. Dacă simțiți, nu știu, 2, 3 zile, o săptămână, să get over it și pur și simplu să vă vedeți de viață, chiar dacă, da, în continuare, războiul din Palestina este acolo. Și probabil, nu știu, o să aveți acest second guilt că nu mai vorbiți despre subiectul ăsta o săptămână, este ok. Este foarte important să keep yourself sane, astfel încât să poți să duci bătaia de cursă lungă. Deci, cumva, pauzele astea de igienă sunt foarte, foarte importante și, na, în general, să-ți dai seama cât poți să duci ca om. Că toți avem niveluri pur și simplu diferite de cât de mult poți să suporți. Și o detașare, pur și simplu, la un moment dat, este absolut, absolut benefică. Și inclusiv și pentru noi. Adică, eu după ce termin o cercetare, nu mai vreau să văd nimic în fața ochilor, cel puțin câteva zile, nu mai aud nici ce știri au fost, nu mai știu nimic. Deci e foarte important pur și simplu să te și detașezi de ce se întâmplă. Eu îl numesc concediu de relaxare de la social media, și îl iau ocazional. În ultimul timp l-am luat din ce în ce mai mult, adică pur și simplu nu mai îmi rezistă creierul la atât de multă informație. De multe ori inutilă, din păcate, chiar este inutilă. Oricât de mult mi-ar plăcea să cred că urmăresc doar lucruri de interes și că tot ceea ce încerc să îmi adun în social media ca și follow și ca și interes este super mega important și interesant, de cele mai multe ori nu este. Adică n-am cum să selectez eu despre ce scriu o publicație pe care o urmăresc. And that's totally fair and totally fine. Și am avut această problemă în facultate, exact cum ai spus și tu, profii noștri făceau super mare push pe noi la științe politice, că noi trebuie să fim cei mai informați, trebuie să fim super atenți la tot ceea ce înseamnă viața politică din România, din Europa, din lume, să știm exact tot ce se întâmplă, schimbări legislative. Și eram, but wait, este foarte mult, adică nu am cum să fiu la curent cu tot ceea ce se întâmplă peste tot. Și am avut chiar un curs făcut special pe treaba aceasta cu informarea și cu alegerea surselor și întotdeauna făceau și acest mare push la noi, nici măcar nu era vorba de 3 surse, la noi era vorba de 5 surse. Eu eram, oh my God, o să o iau razna, nu o să pot să scriu niciodată niciun articol relevant și nu o să-mi fac nicio lucrare relevantă pentru că nu am cum să mă ocup de atât de multe chestii. Acum mă simt mai bine. Mă bucur. Da, nu, adică trecem toți prin sentimentul ăsta de vinovăție. Știu, știu cum e. Tocmai de asta n-am zis să make it Un strâns de clear, validare. ok. Adică pământul în continuare se învârte, sincer. Exact. Dacă mai are cineva întrebări, please don't hesitate, mi le puteți trimite mie sau Anei, o să încercăm să răspundem în cel mai bun mod posibil. Mi-a plăcut super mult că nu ai fost deloc biased niciun fel și asta este oricum my expectation când vine vorba de funky, asta s-a întâmplat de când urmăresc asociația și până în prezent. Nu am simțit niciodată că mi se bagă informații pe gât și aș vrea ca toate asociațiile care se ocupă cu așa ceva să fie unbiased. Din păcate, sunt puține. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea și cred că aș vrea să mai lucrăm odată împreună, să trecem prin și mai multe dintre slide-urile tale. Am mai aruncat așa un mic ochi la ce se întâmplă acolo și este super mega interesant. Le mulțumesc super mult participanților că au fost atenți până la final și că au fost activi și ne-au lăsat și întrebări și apreciez super mult că știu că este o oră destul de târzie și probabil ați fost la școală sau la liceu sau la facultate sau la muncă. Din păcate, suntem adulți, groaznic.
Prefer să nu, dar așa că vă mulțumesc. Știu că nu este foarte ușor, în special când e vorba despre informații și când învățăm lucruri care nu sunt neapărat în zona noastră de confort. Mulțumesc mult, Ana, pentru prezentare. Mi-a plăcut la nebunie. Abia aștept să mai facem ceva pe această temă, că sunt super excited. Mulțumim, Giulia! Oh my God! Sunt foarte fericită că v-a plăcut și mă bucur că sunt atât de multe persoane interesate de acest subiect și că sunt atât de mulți tineri și tinere care au grijă la informațiile pe care le asimilează. So, keep rocking! Și dați un follow la Funky ca să fiți la curent cu tot research-ul și tot ceea ce fac, pentru că they do a pretty good damn job. Deci, make sure to follow them. Și mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, să aveți o seară minunată și să vă informați. Asemenea! O seară fantastică! Vă pup! Pa, pa! Seară bună! La Pupici! revedere!